La toți de față și viitor, sănătate, ca de fiecare dată sunteți la Vreau Să Știu Sport. Prietenii de la Orange Sport sunt alături de noi, 4 canale dedicate, nu numai fotbal, așa cum îmi place mie să spun, pentru că mai există și alte sporturi, extra fotbalul, așa cum se spune în ziarele, la ziarele de sport. De asemenea, găsiți acolo și site-ul orangesport.ro și una bucată aplicație ce poate fi descărcată de pe platformele specifice, atât Android cât și Apple, iPhone-ărie, cum zic eu. Dragi prieteni, știu că o să spuneți, hai mă, oprișene, că bagi în ele, că dacă vă voi spune că pe invitata noastră de astăzi aș putea să o prezint undeva 10-15 minute. Și o să spuneți, aoleo, așa poveste are, exact. Dragi prieteni, o să vedeți că poveștile pe care le are dumneaei, unele dintre ele par incredibile. Dacă n-ar fi aici în fața noastră, s-ar putea spune că nu le-a trăit, dar vă asigur că le-a trăit. A căzut cu avionul, da, fiind însoțitoare de bord, și are multe povești pentru că a fost soția unul dintre cei mai apreciați jucători de la sportul studențesc și de la echipa națională. Dragi prieteni, chiar e o onoare să vă prezint pe doamna Laura Aurelia Grigore, să rămână. Bună și ziua. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Și mii de mulțumiri că ați acceptat invitația noastră, pentru că sunt niște povești care se pierd. Da. Și da. Noi vrem să rămână. O să vă întreb așa, de la cu începutul. Ce voiați să vă faceți când erați mică? Mai țineți minte? Știți întrebările tradiționale? Da, nu mai țin minte ce vreau să fac, dar țin minte că eram printre a 10-a sau a 11-a și am condus o familie la aeroport la Otopeni. N-au plecat, era prin toamnă, iarnă, n-au plecat la timp, am stat toată ziua de dimineață până seara la Otopeni, plecau la Tel Aviv, atunci pe vremea aceea plecau foarte mulți evrei, da. Se mutau în țara lor. Și atunci m-am îndrăgostit de aviație, de avioane, deși de stewardese, când le vedeam așa elegante și treceau pe lângă mine, eu ziceam că cele de la Sol, deci după ce iau pasagerii, îi duc la avion și se urcă și ele în avion cu pasageri. Nu știam că fetele de la Sol sunt de la Sol. Deci până atunci nimic, nicio legătură Nu, cu aviația. N-am avut părinți, n-am avut pe nimeni în aviație. Deci undeva la 16-17 ani. Da. Și atunci, ce ați făcut după urmă, aia? Adică cum după care erau pașii? Așa, am terminat liceul și... liceul normal, ca să zicem așa, nu? Da, dar înainte să termin liceul, a venit o prietenă la mine să-mi spună, Laura, ce nu ai vrea tu acum în vară să... Pentru că eu întotdeauna am lucrat în timpul liceului vara, n-am fost, cum să spun, n-avea mama mea bani să mă țină și la facultate și atunci eram nevoită să, dacă vroiam o rochie sau ceva frumos, mama a fost o simplă muncitoare și vă dați seama că pe vremea aia... și eu vedeam la fete, la colege, un ceas, o, eu știu, o rochie, o fustă mai frumoasă și aș fi vrut și eu. Și atunci, întotdeauna, verile le lucram dintre a 10-a, wow. 11-a, 12-a. Și a 12-a a venit o prietenă și m-a întrebat, Laura, ce nu vrei să fii dactilografă la Romtrans, la Otopeni? Când am auzit de Otopeni, vă dați pe seama, gata, ce? Nici nu se discută, zic, vreau. Zice, eu trebuie să-mi găsesc un locuitor și a găsit pe mine locuitoarea. Imediat, da. Și m-am dus la Romtrans. Romtrans, o întreprindere de comerț exterior care avea la Otopeni o sucursală și primea marfă și o expedia în toată țara. Ei, am stat acolo din 72 până în 75. Am lucrat la Otopeni, deci stăteam în drumul taberei și venea mașina și mă lua de acasă și mergeam cu tur acum. Trei ani așa a fost. Până într-o zi, o doamnă cu care circulam în mașină, mă, dar de ce nu dai tu la stewardess, să zice? Deci nimic? Ați lucrat nimic. Acolo, dar nimic? Trei ani. În spate la mărfuri, da, am lucrat. Trei și ani. Vedeați avioanele? Vedeați? Normal că vedeam. Deci vă treceau peste mine. Și, și nu fierbeați un pic? Ba da, dar ce era să facă? Dacă n-aveam pile, n-aveam pe nimeni, nu cunoșteam pe nimeni. Deci lucrați ca la dactilografie. Dactilografie. Bun. Și tot timpul mă chemau la vamă, cei de la vamă, pentru că eu am fost prima clasă de engleză experimentală, așa se facea, între a cincea. Pentru că era cu rusa. Da.
Și a făcut engleză pe vremea lui Ceaușescu. De pe vremea, mult înaintea lui Ceaușescu. Deci în 60-70 de am terminat liceul și vorbesc de școala generală. Am făcut intra a cincea, deci aveam 10 mult ani. Așa. Și la Vama aici, unde lucram eu, toți vameșii și mă chemau pe mine, vino Laura, uite, a venit un englez sau nu știu ce și nu înțelegem, nu așa. Și când, după cei 3 ani petrecuți acolo, n-am putut să iau, să mă mut cu serviciu când am reușit la Tarom să dau. Șeful meu nu a vrut să-mi dea dezlegare ca să faceți nu se poate, să fiți prin transfer, cum ar veni, mă mut de aici. Și atunci mi-am dat demisia și așa am intrat la Tarom. Și prima mea cursă mai aveam puțin, cred că și lecina, după ce am făcut școala respectivă, am făcut 3-4 luni, mai țin minte 5 luni. Da, la sol. Și la sol, da, și pe urmă, direct, țin minte că am fost cu aneu la Oradea și mama m-a așteptat după cu un buchet imens de flori, că a fost prima... Deci era prima dată când vă suiați în avion. Prima dată Nu. Bun. Nu. Și să leșin, că zic, lasă-mă pe mine, colegii mele, i-am spus, lasă-mă pe mine să servesc, eu zic, pasagerii, zic că îmi place, că e prima cursă a mea. Și să uita așa puțin la mine, așa... Deci bine, hai, fie. Și am lucrat eu tot dusul și la sfârșit, la aterizare, se împart bomboane, pentru că da, în momentul când suci bomboanele se creează presiune în urechi și atunci sugând nu mai te dor urechile, adică da. E o chestie de fapt și medicală, apropo de împărțitul bomboanelor pe vremea respectivă. Și zic, hai, lasă-mă pe mine acum și cu bomboanele. Și în clipa când mai aveam încă 2 pasageri până la capăt, până la ultimul rând, mi s-a făcut rău și colega mea m-a văzut și s-a dus ca și alba tava și hai, stai tu jos aici. Că... Deci asta a fost prima... Și a următoarea cursă, nu știu dacă chiar următoarea, dar a doua sau a treia lună, cred, am avut o cursă singur, pe vremea aia erau 2 avioane pe interne, IL-14 și AN-24. IL-14 era un singur însoțitor de zbor, iar pe AN-24 erau 2. La un moment dat, deci după vreo lună, două, nu mai țin minte, am avut o cursă cu IL-14, deci a trebuit să zbor singură. Și când m-am urcat în avion și mi-au venit pasagerii, vară, căldură, adică frumos afară, în avion răcoare, bine, s-a urcat echipa ASEA Târgu Mureș, că mergeam la Târgu Mureș și... Din București. Din București, spre Târgu Mureș. Și după decolare am desfăcut niște sticle de Pepsi și le-am umplut paharele, zic, ei nu beau alcool sau ceva ca să desfac coniac, zic, Pepsi precis beau. Bineînțeles că în avion răcoare și frumos și bine și așa, nimeni n-a vrut nimic, decât un singur pasager, țin minte că mi-a cerut și cu soția lui mi-au cerut 2 cafele. M-am întors înapoi, în clipa când m-am întors înapoi la IL-14, bucătăria noastră este exact lângă cockpit, lângă echipajul de cabină și era cineva din cabină, un pilot, și eu supărată zic, ia uite ce am pățit, zic, am desfăcut, acum știu că o să le plătesc pe toate sticlele, zic, asta e, ce să fac, asta e. Și zice, mi-a cerut doar 2 cafele. A intrat în cabină și până am făcut eu cafelele și când să mă duc înapoi la pasager, nu, zice, ia și taba, zic, de ce să o iau? Păi nu mai o iau, păi da, am luat-o acum 5 minute. Laura, te rog eu frumos, ia și taba. Am luat taba și am deschis ușa și când am intrat, m-a izbit o căldură de toată lumea, s-a repezit în Pepsi-ul meu care îl desfăcusem degeaba la prima tură. Asta a fost cu prima dată la... Deci prin primia... Asta a fost chiar după... Din martie, deci anul următor, au retras avionul acesta, IL-14, vorbeam de IL-14, care era o teroare pentru noi, pentru că, de ce, fiind și una singură, doar o singură soțitoare, chiar unde stăteam noi, sub scaunul nostru era un fel de, și acum îl țin minte, un fel de grătar care era transparent și unde vedeam
jos direct geamba de bot. Și vă dați seama că era special făcut pentru ca să se vadă dacă iese sau nu. Da. Probabil pentru pilot, dar pentru noi era ceva de groază. Așa, după vreo... Deci asta a fost în prima lună. După vreo câteva luni de zile, n-am să uit o cursă cu Dinamo. Dinu și Gulucescu, mi se pare că atunci erau și capitani și antrenor, parcă nu antrenor jucător sau așa. Da. Deci deja am aterizat pe aeroportul din Arad, pa. Grade. La care chestii. Da, la care se întoarce la mine Lucescu, zice: "Domnșoară", zice, "am aterizat pe Arad." Da, zic, normal, zic, da, unde? Nu trebuia la Arad. Da, zice, trebuia la Arad, dar ia uitați ce scrie acolo pe aeroport, ia uitați, Oradea. Deci noi am aterizat pe Oradea fără să-mi spună echipajul că Aradul e închis și că n-avem ce face și că face, că trebuie să așteptăm. Și m-am făcut de, vă dați seama, de un... Și v-ați dus până la Oradea crezând că sunteți la... Da. Da, am stat pe urmă ca să se deschidă aeroportul Arad, dar... Am luat-o. Dar cum era pe vremea aia să fiți însoțitoare de bord? Adică era diferit de ceea ce se petrece acum? Era greu de intrat, adică cum am, pentru că am stat 3 ani fără să, adică din prima, dacă aveam pile, puteam să fiu stewardesă, dar era foarte greu să intri. Prietenele, să zicem, cum vă priveau? Adică nu era ceva temător, domnule, că se spunea tot timpul pleci, dar nu știi dacă te mai întorci. Că ei, așa mama se... era, doar mama, nu, prietenele nu. Nici n-aveai când să-ți faci prietene, pentru că mereai tot timpul. Prietene erau cele din Tarom, care erau de care știau ce înseamnă meseria asta. Și... Altfel n-avea. Eu nu, am și acum o prietenă dinainte de timpul copilăriei, dar nu. Nu v-a întrebat? Adică, măi, Laura, nu, dar... Nu. Era și o șmecherie atunci, să fim serioși. Era o șmecherie. Da, ăsta-i termenul. Niște era ceva și vedeam ceea ce... Frumoase, înalte, se duceau în străinătate. Da, era altceva eram decât... Eram plătite ca să vedem, da, cum spuneam eu. Da, eram plătite ca să vedem... Comparativ cu o meserie normală, să-i zicem, de aici, din croitoreasă la apaca, nu fără să jignim. Da, dar era, era o diferență mare. Da. Stewardesă, bă, băiatule. Da. Așa se vorbea. A, da, stăteam așa în drumul taberei. Apropo de chestia asta, stăteam în drumul taberei, în primul bloc turne verde, chiar, la Moghioroș, da, chiar. Și țin minte că vecinii nu știau, că mă mutas, nu știau ce fac eu și ce servicii am. Și a venit o dată poliția la mine, că de ce plec eu noaptea sau vin noaptea. Serios? Pe cuvântul meu, așa doamna, erau pe m-au părât, ca da, tinerii că... să înțeleagă, da, că așa era, da, că domnul ciudat. Da, da, m-au părât. Dar stăteați acasă sau cum era foarte programul? Puțin. Era scoasă deci, de la întreținere, cum se zice. Da, deci eu știam mai bine New York-ul, vă dați seama că acasă nu stăteam decât o dată pe lună, o dată pe an, 30 de zile, atât. În astea concediu, 30 de zile, concediu vorbesc, dar în astea 30 de zile dormeam, pentru că e totuși o muncă destul de... și te surmenează, te... plecam, deci dimineața și veneam noaptea. La un moment dat circulam, am avut o cursă de grea, Damascu-Veit, am plecat dimineața și am aterizat noaptea dimineața la 8 și am aterizat noaptea la 11 și pe la 12 eram pe la regie în sus pe spre Apaca, mergeam cu mașina, conduceam și ziceam: "Doamne, zic, ce obosită sunt, că nu mai văd bine să conduc." Eu singură vorbeam cu mine, da, și la un moment dat mă oprește poliția și zice: "Actele la control, 12 noaptea, vă dați seama, m-a văzut în uniformă." Da, zice, ok, dar zice, să vă reglați farul din stânga. Da, da, știu, zic, bate cam sus. Nu, doamne, nu bate deloc. Asta e, ce să fac. Se făceau curse la New York atunci direct? Aveam direct atunci? Da, sau... Timișoara, New York. Făceam o escală sau Viena, New York. Odată am plecat la... Dar cu Tarom vorbim, de Tarom. De Tarom vorbim, da. Acum nu mai există așa ceva. Nu, am făcut chiar ultima cursă eu în 2003. În 2003, exact, pe 19 noiembrie 2003, am făcut ultima cursă a Taromului. Cred că au vândut tot. Aveau să ne vândă și pe noi, însoțitorii.
altfel nu se explică. Au vândut toate cursele, au dat toate cursele. Tarom, Pekin, Singapore, Bangkok. Deci vorbim de acum 50 de ani, noi mergeam direct, cu escală prin Tarom la... Da. În toate punctele astea, inclusiv în New York. Da. A, am fost, da. Am multe de povesti. Așa, ne spuneați de poliție că venea, că de ce umbla seara. Da. Și mi-au zis, zice, doamnă, zice, sunteți aici lângă regie și noi, zice, căutăm fetele care sunt cu străinii, zic, în uniformă, zic. A zis și el, zice, hai plecați, dar zice, faceți-vă farul, zic, da, știu. Tot cu mașina, înainte, în 80 am luat-o, apropo, am avut aprobare de la, pe vremea aia, în 80, de la Nicușor Ceaușescu, pentru că el ținea cu sportul, da, unde era soțul meu, și Valentin Fratisu ținea cu Steaua. Și într-o zi mâncau ei bătaie în continuu sportul, eu mai nerveam pe stadion, că de multe ori am fost și eu pe stadion, și Nicușor zice, mă, ce vă lipsește? Nu avem mașini. Bine, mă, câte aprobări vreți? Păi toți vreau, și Gino, și nu știu care, și nu știu care. Și le-au dat aprobări și în 80 am avut mașina, dar n-aveam carnet, asta e nasolul. Am făcut școală, dar până atunci mergeam cu o colegă, cu o vecină de-a mea, ea avea carnet și într-o săptămână mergeam, făceam cursele, le aranjam să fie cam împreună sau de obicei mergeam cu ea la reciclare, două săptămâni pe an, recapituluam toată materia, deci nu zburam, stăteam la sol și recapituluam toată materia. Și dădeați examen sau dădeam de ce învățați? Examen apoi, normal, dădeam examen apoi, de avioane, de, v-am spus, geografie, medicină, fiecare avion în parte, ANU, IL-14, IL-18, IL-62, mai nou Airbus-ul care a venit și așa. Și deci mergeam cu mașina mea și conducea ea, deci cu Dacia mea de la Nicușor și cu conducând ea. Și la un moment dat, mergând noi spre reciclare, care era la Cipa, la Băneasa, se aprinde un bec roșu și ieșea fum din față, din de la motor, de acolo. Ne-am oprit, vai, asta e cel mai... Ne-am oprit amândouă și ne uitam una la alta, am ridicat capota în sus și clocoteau toate acolo. Și am făcut cu mâna, era 8 fără, toată lumea se grăbea, vă dați seama, dimineața la serviciu a oprit cineva, zice, doamnă, repede, trebuie să vă duceți la cea mai apropiată pompă, de la benzinăria cea mai apropiată și să luați ulei. Azi eu de acolo, deșteaptă, dar până la Băneasa nu putem să ajungem. Nu, doamnă, zice, trebuie să luați ulei, nu abuziți. Bun, luăm noi ulei, oprim la benzinărie, luăm uleiul, acum ne uitam amândouă, una unde la alta. Unde îl punem? Unde îl punem? Ce, nu știu că e mașina ta, eu nu știu că tu ești șoferiță și tu trebuie să spui. Amândouă dădeam vina una pe alta. Până eu, așa, îmi iau inima în dinți și mă duc la un bărbat care era acolo și zic, domnule Fiță, mai bine a spus cineva că așa, unde punem și noi benzina? Doamnă, am uitat să vă zic că noi plecam la, acum dădeam examen la engleză. Zice, doamnă, zice, uitați aici, puneți, scrie oil, care în engleză înseamnă ulei. Dar noi nu știm engleză, noi știm rusă, domnule, de unde că nu știe? Și noi mergeam și la examen. Da. A doua zi, întâmplător, mergem și cu soțul colegei mele, mergea și el la CIPA, la examene, la care iar se aprinde un bec în timp ce mergeam. Și zice colega mea, Laura, când văd roșu la tine la mașină, pe mine mă apucă tot nervii. Ce asta de unde mai s-a aprins? La care bărbasul, fraierilor, mergeți cu mâna de, frâna de mână trasă. Asta e. Cu sportivi am zburat mult de tot, pentru că și cu ai mei, cu de la Sportul Studențesc, cu echipa de fotbal. Dar pe domnul Bruno, cum l-ați cunoscut? În concediu, la mare, la Neptun sau Olimp, unde aveau deci ei. Deci fără legătură cu soțitorul de bord, cu stewardeza? Nimic. Eram în concediu, pe malul mării, ei jucau tenis de nu știu ce și m-au pus să am grijă de lucru, nu mai țin minte, și stăteam la același hotel. Dar nu-l cunoșteați, nu nimic? Nu-l cunoșteam, nu nimic. Și așa l-am cunoscut. Când se întâmplă asta? În 70 și...
6, 7, 6. În 75 deja aveam un an de zbor. Și în 76 când ați aflat că e fotbalist? Știți cum se zicea? Că auleu cu fotbaliștii? Nu, pe vremea aia nu. Din contră, era puțin invers. Da, da, pe vremea aceea era, da. Și v-ați căsătorit în 77? În 77, imediat după cutremur. Ne-am căsătorit. Era deja titular la Sportul. Da, da. Cu cine? Cu Paul Cazan făcea Paul acolo. Cazan, cu, da. Cu Ață. Paul, cu Ață, da. Cu Ață. Uh-huh. O echipă vreau să vă spun mare. Că pe vremea aceea toți eram ca o familie. Pe mine m-au cununat Tănăsescu, Nicu Tănăsescu cu Silvia. Eu, la rândul meu, am cununat mai departe pe Gică Stroie. Deci toți eram ca într-o familie. Atmosfera era așa cum se povestește acum? Că era frumoasă. O atmosferă boemă așa la Sportul? Da, că așa, da. Se... așa e, da. Da. Cu Mircea Sandu, Cazan, Iorgulescu... Da, Bruno eram Grigore. Ca o familie. La moțul băiatului lui Rică Răducanu, toată echipa am fost de față. Stătea pe undeva pe la Giulești, nu mai țin minte, cred că și acum stă tot acolo, cu Ani. Și eram mulți, vă dați seama, și în sufragerie, masă mare, invitat l-avea pe Siminică, Siminică, care avea un Stradivarius, am înțeles, și care echipa asta, Sportul, de fapt toți fotbaliștii, cum să zic, foarte erau achiați după muzica asta lăutărească veche. Ei, și cânta Siminică de dezgropa toți morții și în toate cimintirile de eu cu soția lui Octavian Ionescu, care era, a fost campioana noastră la patinaj artistic. Noi două, vă dați seama, eram și mai tinerele, bine, nici celelalte nu agreau muzica lui. Și la un moment dat, la o pauză, țin minte că am luat și am ascuns vioara. Dar am uitat unde am ascuns-o, adică am băgat-o în noroc, am băgat-o în carcasă, ca altfel. Și am ascuns-o în dormitor. Să nu mai cânte. Sub toate, da, să nu mai cânte. Și am ascuns-o sub toate paltoanele noastre, care fiecare... Dar între timp a început un campionat de patinaj artistic și fuga eu cu ea, ne-am așezat și ne-am zis, poate să cânte acum până nu mai poate. Dar el, săracul, își căuta vioara, că nu mai știa unde e. O oră jumătate până au ajuns la noi, au dat de noi de așa... Stradivariusul meu, dacă l-ați făcut, ce ați făcut, nu știu. Când era sub fundul nostru, zic, aoleu, zic, dacă i l-am făcut ceva, dar nu s-a întâmplat nimic. Dar aveați timp să vă mai vedeți, soțul în cantonamente și la meciuri, dumneavoastră? Odată, nu l-am văzut o lună de zile, într-o vară, nu ne-am întâlnit, eram pe Constanța, el era deja la lotul național, zbura și la echipa națională. Juca și cu echipa națională și aveam cantonamente și cu echipa lui și nu ne-am văzut, deci o lună întreagă și am avut de pe Constanța, zburam de pe Constanța și am avut o atenă cu rămânere, adică ajungeam dimineață cu pasagerii și stăteau, vizitau Atena până seara. Și mă seara veneau înapoi acasă la Constanța. Și când am ajuns la Atena, am plecat, am mers la hotel. La hotel au zis cei de la recepție, zice, alături avem și noi echipa de fotbal Sportul Studențesc, care joacă diseară cu Panathinaikos. Da, zice, știm, zice că soțul doamnei este în echipă. Păi ce, haide să vorbiți cu el. Și dau telefon și îmi răspunde Tănăsescu, cu el era în cameră. Da. Deci nici aici nu scăpăm de tine, nu? Nici aici nu scăpăm de tine. V-am găsit la Atena. Dar asta să vedeți mai departe și m-am dus la ei la hotel și am vrut să urc sus la ei în cameră, adică, da, erau doi în cameră, deci nu aveți voie, cei de la recepție, n-aveți ce să căutați sus. Domnule, dar eu sunt Grigore și uite, soție. Aveți tot? Nimic, nu, mi-a zis antrenorul, n-are voie nici o femeie să urce sus. Ok, vino jos, Grigore, că ăștia nu mă lasă să mă urc sus. A venit jos, am stat și nu de vorbă o oră, vă dați seama, până și-au luat catrafusele și-au plecat la antrenament și seara eu am plecat acasă, el a plecat la meci și și-a băgat autogol la care făcea Kraus sau nu mai țin minte cine era, mai bine o lăsam pe Laura să ducă sus. Asta e. Când ați început cursele externe? După
După un an, un an și. Altă, da, mâncare făceam, de pește? Da, cu tot. Da. Altceva. Cursele externe, da, întâi, după ce faci un an de zile interne de țară, așa, mergi cu un avion mult mai elegant, mult mai frumos, mergi la Frankfurt, cum a fost făcut eu prima cursă, și mergi cu un set mare de tacâmuri greire, de tot în aerogară, că ți-au făcut colegii tăi, că e prima cursă și asta, da, ei ți-au făcut baftă, cum se... De fapt, botezul la pilot, se, la cei militari, mi se pare că când ies la simplă, se dă cu poponețul în ciulini. Așa, așa, au ei da, un botez. Un botez, da. O practică. Ei, și la noi, sau la New York, eu mi-am cărat o cărămidă de se uitau oameni și la mine și pe urmă s-au dat seama că fiind prima cursă, nu... Deci prima a făcut Frankfurt? Prima, da, ieșire? Da, prima ieșire Frankfurt. Și deja avion modern. Da. Se fuma pe atunci, nu? Se fuma, da, da, da. Și da, se dădea mâncare așa, chiar cam povești? Și chiar se dădea cam povești la New York, dădeam cel puțin până la New York de vreo 3 ori. O dată un dejun ca lumea, un mic dejun și o gustare. Da, iar de băut cât mânca pe... Erau cursele respectiv pline pe atunci? Pline, da. Asta mă adică întreb și eu acum. Nu zbura. De ce boale au tăiat? De ce au scos cursele astea? Pentru că și Pechinul și New Yorkul erau tot timpul pline. Și mai ales la... și acum, acum chiar am citit pe undeva, dar au retractat și au spus că nu, că nu e adevărat. Că au vrut să dea slutul de Heathrow, de Londra, care mi se pare... Și pe ăsta și să-l dea? Și pe ăsta să-l dea, da. Păi până la păi Londra ce mai au cu? Că faci trei ore, nu, cât trei ore și... Zic. 3 ore și jumătate. Deci pe vremea aia, da, se merge. Dar cine mergea, doamnă, pe atunci? Că puteai să ieși așa din țară? Era plin avion, foarte mulți străini și mulți cu, probabil, de la servicii trimitau... da. Foarte mulți erau. Se putea ieși ușor pe atunci? Nu prea, nu, sau nu, nu prea mergea ușor? Nu, nu. Nu cred. Și eu când cel plecam puțin la în fiecare capitaliste... cursă, plecam, da, la, în fiecare cursă trebuia, veneam, dădeam pașaportul și îmi dădea buletinul și invers. Da. Deci nu plecam cu... Ați avut probleme vreodată cu securiști, cu securitate, cu astea, cum se zice? Nu, cum... nu, nu. Dar știați pe cei... Ba da, am avut o problemă la Congo când am fost, vai. Ați murat până în Congo? Am fost în 2001, Taromu a vândut vreo, nu știu, toate bacurile vrea să le vândă și a vândut un bac unui arab, unui băiat foarte fin, care de fapt a făcut școala la, în Anglia, și el a spus, bun, iau, dar vreau și un echipaj să-mi dați, sau două echipaje, sau trei, câte puteți să-mi dați, pentru că am găsit un contract în Africa de Sud. A, eu încântată, mă duc în Africa de Sud, n-am treabă, văd Africa de Sud. Plecăm noi, decolăm cu avionul care nu deci mai era. Deci asta e, dați-mă, mult după Revoluție. În 2000 vorbesc, bun, de anul 2000, chiar în 2000. Apropo de poliție și de asta și de cu pistolul la tâmple. Și am plecat în... Africa de Sud, cu escală la Dubai, el era din Dubai, și cu el cu tot, cu acest băiat, și eram trei echipaje, adică patru fete, una în plus, patru echipaje eram și câte doi piloți în față. Și am ajuns, după nu știu câte zeci de ore, în Africa, în Congo. În Congo, Brazzaville, noroc că da, Brazzaville nu era Kinshasa, că erau două, da, Congo era Democrat Rede Congo, Congo, Rede Congo și exact. Congo Brazzaville. Ei, și am ajuns, nu a luat Mobutu Sese Seko, erați în partea ilaltă. Da, și am ajuns acolo într-o mizerie unde ne-a așteptat un iugoslav care răspundea chipurile de noi și care s-a gândit el că ce să-i duc eu pe ăștia la hotel, îi lua cel mai... fără apă, nu pot să vă spun, n-aveam nici apă, n-aveam, dar noapte și după atâta zbor nu mai mi-a dat de absolut nimic. Arabul a zis, lăsați, zice, stați liniștiți, zice că mâine aranjez eu tot, nu stăm noi aici. Într-adevăr, a doua zi am plecat și am căutat un hotel și ne-a găsit un hotel unde erau toate echipajele, Air France, toate, aici stăteau în hotelul acesta. Și am început să zbură, făceam numai de fapt noi am stat nu la Braza, am stat la Point Noir. Point Noir este chiar pe malul oceanului, foarte frumos, frumos oceanul ca peisaj, ca peisaj. Dar
ei săraci, vă dați seama, Congo. Și făceam curse Poinoar-Brazzaville, Poinoar-Brazzaville, Poinoar-Brazzaville. Și erau bătăi între ei, între democrat și, în fine, și ăștia, alții ai noștri. Și la un moment dat, țin minte că într-o noapte veneam de la cursă și cu o colegă și ne-a oprit poliția, ne opreau din loc în loc. Și unul ne-a pus, i-a pus colege, de fapt, pistolul în cap să le arătăm cine suntem, ce suntem, vă dați seama că zi gata, zi ne omoară-ne. Și până ne-a dat drumul, adică au arătat hârtiile, ne-a dat drumul, dar la un moment dat eram cu bacul noi, adică un avion elegant, un avion frumos, și când am aterizat prima dată se urcau, au făcut un fel de recepție și se urcau pe scara avionului în avion, în bac, și coborau în spate ca să-l vadă toată lumea. Și începuseră cu găini, să vină cu găini, cu de-astea, până arabul a zis, știi ceva, zice, fără găini, toate la cală, nu vreau decât numai oamenii sus. Ce să spun, că mi-aduc aminte ce am trecut acolo în Congo. Și la un moment dat a venit la mine la avion, când așteptam să vină pasagerii, mă împrietenisem cu un moldovean care era din Republica Moldova și care lucra acolo, mecanic de sol. Zice, doamna Laura, zice, vedeți avionul ăla de acolo, din capăt, alb, care nu scrie complet? Da. Păi zice, și ăla e tot Aeroasia, să nu mai ții minte ce era. Zice, dar l-au sechestrat ăștia, că n-au plătit nimic, da, n-au plătit. Da, da. A, și i-am spus arabului, zic, vei să-ți sechesteze avionul și echipajul? Zic, mai așa. Și el, stai puțin, zice, mă duc la, de unde a făcut el contractul, în Africa de Sud, unde eram eu încântată că o să ajungem. S-a dus în Africa, zice, să nu faceți nimic până atunci, nu facem nimic. Și după 2 sau 3 zile vine, a venit seara, n-am să uit, zice, fără să știe iugoslavul, vă faceți bagajele și mâine dimineață plecăm cu avionul. Aoleu! Zice, ai avut dreptate, aoleu! Și normal că a doua zi dimineață, nu vă povestesc că o colegă de-a mea, care s-a măritat de fapt cu Lupescu, soția lui Lupescu, Flori, altă poveste, să vă povestesc și pe asta, luase un tablou care era destul de măricel, un tablou, la noi la hotel era o expoziție, întotdeauna erau expoziții cu pictură, cu de sculpturi, am luat și eu de acolo mai multe. Și la un moment dat m-am tocmit pentru 2 capete de negri din lemn de tec. Și de la, nu știu când mi-a cerut ăla, am ajuns la o sumă, nu mai țin minte acum cât. M-au văzut între timp 2 piloți de la Air France care zburau la ei și au venit la mine și îmi spuneau, doamnă, zice, am văzut ce ați făcut, zice, nu vreți să vă tocmiți și pentru noi, ci veniți să vă arăt un tablou, că ne place, unde murim după un tablou. Dar să luăm, hai, și noi la bani mai puțini. Da, da. De la 1000 de dolari am ajuns la de 250, cam așa ceva, cu ăsta, cu congolezul respectiv. Și bun, da, zice, plecăm în cursă, aici luăm diseară când vin. Între timp, la prânz, vin fetele mele și hai la masă, hai așa, zice, Laura, vino să-ți arătăm un tablou, că am văzut un tablou superb, ce așa de frumos, Flori, soția. Și zic, hai că să-l văd. Când văd același tablou, zic, aoleu, deja m-am tocmit pentru el, vrea 250 de ani. Îl luăm, ia-ți-l, eu nu mai dau nas cu omul, francezii. Da. Asta e. Și l-a luat colega mea și v-am spus a doua zi când să plecăm, bă, togănea asta, aoleu, ăsta îmi trebuia, că mergeam pe jos, că nu ne-au dat nici mașină măcar, vă dați seama, am fugit cu avionul, ne-am urcat în avion, a urcat și reprezentantul, am mers până la ceva, până la Brazzaville, l-am dat jos pe ăsta, că pilotul spune, închide Laura, închide ușa, că am primit aprobare să decolăm, dar fără plan, fără plan de zbor, am fugit de acolo, fără plan, vă dați seama, fără de
cât se ia puțin avionul, ce au, o trag ăștia noi, pe unde zburam, toată Africa, vă dați seama. Alte vremuri pe... Da, și am, în 2000, și am ajuns în fine, la un moment dat, cu bine la Dubai. Dar dumneavoastră ați trăit una grea, ca să zic așa, în Mauritania, acolo, nu în Mauritania, sau unde ați avut? Da, Mauritania, tot în ocean, tot, exact tot în Atlantic. În primul meu accident a fost în 80. În 80. Astea sunt imaginile august, de atunci, nu? Da. În august aveam se făcea așa Otopeni, Berlin, Berlin, Casablanca, Lisabona, Casablanca, nu Adibu. Adică o cursă foarte grea cu marinari. Norocul de ce nu se mergea direct? Avea... De ce făceam așa? Păi, așa era planul, nu? Sau adică nu, de ce așa, nu? Nu, așa era planul să, pentru avion, ca să-l, să-l alimenteze. Alimenteze, normal. Și era cu niște marinari sau cu lucrători pe platforme? Sigur, nu, nu. Erau cu, am avut numai marinari, două vase, Jiul și Milcovul erau în avion. Este poză după 3 zile, după ce am căzut noi. Noi am căzut noaptea. Stai, povestiți-ne, da, că e pare de domeniu. Da. Deci ați plecat din România normal. În loc să plecăm, decolăm la ora, să zic, 11-12, am decolat la ora 8 seara, adică după foarte multe ore. Nu au vrut, piloții nu au vrut să se schimbe, pentru că normal că era o cursă destul de bună, care se plătea foarte bine. Și atunci am rămas și noi. N-aveam cum să ne schimbăm noi după un număr bun. În fine, am decolat înainte de de aterizare aici la Nouadhibou, unde trebuia să se să coboare, să zic, cei 150 de pasageri de marinari, și se urcau alți 150 care veneau spre casă. Și ei unde se duceau? Dar, pe navele acestea? Pe navele care erau pe Polar 5, pe toate navele de pescadoare care erau în zonă. Bun. Mauritania este recunoscută, o țară recunoscută pentru dunele de nisip. Recunoscută între ei, vorbesc de marinari. Nu, cum să zic, nu se puteau apropia foarte mult de țărm cu vapoarele, pentru că erau aceste dune care, într-o dună, de asta ne-am oprit noi. Deci, înainte de aterizare, mă uitam pe fereastră și vedeam vapoarele noastre, care se vedeau așa de frumos, ghirlandele. Era tot noapte? Sau noapte, ce? La 3 noapte. 3 noapte. Da. Păi da, de la 7 de când am decolat, deja se făcuse 3 noapte, după atâtea ore de zbor. I-am anunțat pasagerii de aterizăm, nu știu ce. Mitu, țin minte că a venit, Mitu fiind comandantul, a venit înainte de aterizare să vadă care mai dormim. Noi povesteam pe vremea aia, povesteam. Eu venisem de la New York și văzusem un film exact tot cu... Uite ce chestie, acum am făcut legătură. Văzusem un film cu un avion în apă, căzut în apă, și spuneam, zic, ăștia vând ca să aveți la grădinar. Adică cum poți să stea un avion în apă și să ăștia bine mesti, să... Normal, ca ghiuleaua. Și... a venit Mitu, sau eu tocmai v-am spus că le povesteam la fete filmul ăsta, și după aia a scos trenul, am auzit când a scos trenul, mă uitam ce frumos se văd vapoarele noastre și l-a pus. În clipa când l-a pus, n-a fost mai dur decât altă dată, adică ceva normal, mi s-a părut, să zicem. Mi s-a părut ceva normal, dar în clipa când mă uitam pe fereastră, nu mai vedeam nicio luminiță, zic, ceva e nasol, zic, ceva e foarte nasol, adică nu vedeam nimic, nici o luminiță. Se vedeau valurile doar, apa se vedea într-un fel, mai închisă. Și la un moment dat, când s-a oprit, a durat 18 secunde, pentru că pe urmă s-au luat caseta și s-a auzit tot. Deci zborul, plutirea pe apă din clipa când am pus trenul pe apă, 18 secunde au fost. Și deci n-a prins pista oprit, sau cum a ieșit de pe... Nu, era paralel cu pista. Pentru deci era în apă direct, cum ar veni, mă rog, în apă lângă direct. Mal, mai spre mal? Nu, dar... în apă eram. În apă direct. Păi se și vede, uitați unde e malul. Dar atunci, fiind și noapte, nu se vedea nimic. Deci eram paralel, probabil că a confundat lumina lunii cu pista, au fi zis, pentru că se aude la un moment dat pe casetă, se aude. Capitane, zice, nu se vede nimic. Zice, când o să fii tu comandant, atunci să-i decidi, eu aterizez. Și a aterizat în apă. A amerizat mai mult. Da. Acum ne permitem să dăm
Cu așa ceva nu se glumește. Da, da. Bun, și ați amerizat. Am amerizat. Și, în clipa când s-a oprit în Dună, în clipa când a ajuns la Duna asta, s-a rupt avionul. S-a rupt exact cum l-ați văzut. În și trei, parcă, nu? Da, sau? Și atunci s-a stins și lumina. Și colega mea cu care stăteam și povesteam, pe cealaltă n-am mai văzut-o, că a luat-o cu containerul direct și a dus-o în partea din față care a căzut în apă. Colega care îi povesteam, eram trei, da, și trei care erau în față. Și colega mea zice, mă duc la echipaj să întreb echipajul, era întuneric, v-am zis, și m-am uitat, vedeam stelele, zic, ce echipaj să te duci? Am gustat, pentru că mă stropiseră niște picături. Și în clipa când am gustat, erau sărate. Zic, băi, zic, suntem în apă, zic, unde să te duci la echipaj? Suntem doar noi cu cei 90-100 de pasageri din spate. Pasagerii, noi ce facem? Păi zic, luați-vă vestele care sunt sub scaune și zic, veniți după noi. Și am deschis ușa și m-am descălțat ca să sărs. Atunci era un avion nou, acest Tupolev 154. Chiar ăsta, chiar TPH-ul avea vreo 3 sau 4 luni. Atât. Și învățasem la școală că bărcile de salvare sunt chiar lipite de un locaș chiar pe aripi. Și zic, trebuie eu trebuie să mă duc să scot de acolo bărcile. Și pasagerii, le-am cerut, zic, aveți vreo antenă la voi? Mi-au dat, deci 100 de pasageri aveam. Și mi-au dat o lanternă, am găsit locașul și în timp ce făceam eu acolo și tot nu puteam să desfac locașul de bărci, vine un copilotul din față și îmi spune, Laura, ce faci aici? Păi zic, cum ce fac? Să scop bărcile, nu există nicio barcă, zice, aluncă-te cât poți mai repede, că între timp noi tot ce vă povestesc urlam, pentru că mergea un motor, a mers motorul de sus, cel de sus a mers încă 45 de minute, unde a fost ok pentru că a agonit toți rechinii din zonă, zgomotul acela imens, și deci motorul de sus a durat cam... El a mers așa, mers în treaba lui, cum 45 de minute. Și, adică foarte mult. Și când mi-a zis copilotul așa, zic ok, zic hai să ne aruncăm toți, le-am spus la marinari. Dar bărcile de salvare unde se... Nu le aveați? Nu aveau, pentru că trebuie un anumit kilometraj de traversa, să zic, o apă, ca să poți să fii dotat cu... Că altfel este foarte greu și inutil, zice el, da. Că da. Și zice, trebuie să te arunci pentru că explodează, poate să explodeze avionul cu atâta petrol și astea, poate să ia foc imediat. Și le-am spus la marinari, jos în apă. Eu a fost greșeala mea, că m-am aruncat ultima de pe aripă, pentru că a început refluxul. Aici e bine că se vede, dar noaptea este refluxul, fluxul la acopera și refluxul. Și pe mine m-a dus în larg refluxul. Aveam și vesta pe mine și n-am mai putut să înaintez decât m-a dus pe partea opusă. Și atunci avionul, exact înspre larg, m-a pus, aici m-a dus. Și acum mă gândeam, zic, sunt trei morți, trebuie să aleg cea mai ușoară. Ori mă împapă rechinii, ori mor uscată în alalong după nu știu câte zile de flămândă, de nu știu ce, ori înapoi la avion, că mor arsă și asta e cea mai ușoară. Și mi-am ales-o pe asta, zic, mă întorc înapoi la avion. Și cu chiu cu vai am ajuns înapoi la avion și când să mă urc pe aripă, aripa stângă, aripa dreaptă deja avea o treime din aripa dreaptă, aveau 7 metri adâncime, o treime din aripa dreaptă. În față, aici unde este cabina, jos de tot, 45 de metri erau. Dar asta era apă până la gât, adică aici unde... Dar el rămăsese pe o dună, nu? Păi asta aici, e, da, pe dună asta. Pe dună asta, da. Dar când venea fluxul, se astupa avionul. Deja numai că am avut niște poze în care era apa până la toalete sus, poza din interior. Și ce ați făcut? Când m-am întors înapoi, deja era plină aripa. Zic, cum că eu am lăsat-o goală? Cei din față, pasagerii din prima cabină, cei 60,
care am avut foarte mulți răniți, s-au urcat cu chiucuvai pe aripe. Da. Pe aripi. Da. Mai mult pe stânga, pentru că pe asta m-am zis că erau 7 metri și a zis să nu ne da, sprijinim, da, pe asta, da, să ne urcăm numai pe aripa stângă. Și ne-am, când m-am urcat eu, deja o colegă de-a mea, Geta Negru, era întinsă și astupată cu haine, că au zis că era moartă, au zis marinarii care au scos-o. Și m-am apropiat de ea și am pus mâna pe ea și am mișcat și zic, Geta, dacă miști, dacă mă auzi, strânge-mă de mână. Și m-a strâns, mă auzea. A stat în comă 2 săptămâni, a avut la carotidă o arteră ruptă și pormă multe coaste astea, multe, multe, picior rupt, a avut foarte multe răni. Și, dar a supraviețuit, că am, da, înțeles că a fost, da, un singur decedat, nu? Da, sau? Da, un singur bort a fost, dar și ăla a fost lovit la cap, deci nu a murit, că asta și e. Și va mai veni și... să vă mai urcați după aia în avion? Da? Da. Că trebuie să veniți acasă. Da. După 5 ore ne-au salvat, pentru că s-a lăsat ceață, deci fiind noapte, 3 noaptea, la 8 dimineața s-a lăsat ceață, o ceață. Și ceață, a stat în apă sau am cum? Stat, nu, am stat pe aripi. Și la un moment dat copilotul mi-a zis, numai copilotul, comandant nu l-a mai văzut, deci de prima dată, de atunci de când am sărit în apă. Și am stat pe aripă și am intrat în avion în clipa când a încetat motorul de sus. În clipa când a încetat motorul de sus, eu eram aplecată peste colega mea și m-am pomenit în apă cu fund, cu sus, adică nici nu am mai contat, înconjurată de marinari, și am spus, oameni buni, și apoi s-a făcut liniște. Zic, da, unde mergem? Pentru că mergem în ea, nu știm unde mergem. Barem, haideți înapoi, că aici avem o mâncare, aveți sticle, aveți de toate, aveți sărmăluța în cei din spate. Da, așa era. Aveau sarmale în sacoșile alea, zic, aveți ce mânca și ce bea, haideți înapoi la avion, că așa. Da, zice, știți că aveți dreptate, sunt primul rând răchini și în al doilea rând sunt ăștia care trag pe mal. Da. Și am stat 5 ore acolo până au venit, pentru că v-am spus, a lăsat pormă o ceață de nu se vedea vârful aripii și așa ne-au găsit. Că i-am dat unui marinar care țipa, nu somn de rumen, nu somn zis si, i-am dat prin ce să vorbească portavocea. Și așa ne-au găsit cu portavoce. Prima dată a venit o șalupă militară mauritaneză în care m-am urcat eu și cu răniții. Erau și colegi de-ai mei am avut, care au avut picioarele rupte. Ați avut ceva dumneavoastră? Eu n-am avut nimic. Nimic? Păi da, asta de la mine în spate n-a avut nimeni nimic. De la mine în față toți au fost... Cum s-a rupt avionul? Cum s-a... Da, eu eram însărcinată într-o lună cu copilul meu și cu băiatul care este acum și marinarii au spus, da, ia, zice, ați scăpat, ce am, ne-a scăpat și noi, că erați noastră cu un suflet nevinovat, vă dați seama, minte de marinar, care au făcut ei o socoteală, nu știu ce, și mi-au trimis, au făcut o socoteală cam când nasc, că știau că am o lună, și am primit telegramă de pe vas. Wow. Pe urmă, da, în ianuarie, când au făcut schimb, asta a fost în august, când au venit ei în țară, au venit vreo 10 marinari la mine acasă, da, cu whisky, cu țigări, cu tot ce vrei, ce nu vrei, și am spus, da, acum eu n-am niciun ban, zic, ce să vă dau. Lauro, ce, ăsta este pește, că l-am pescuit pentru tine, zice, ăsta este, da. V-a fost frică atunci? Teamă? Atunci când ați picat. Nu, ați realizat? Nu. N-am avut absolut... V-am spus, dacă am fost foarte așa și am spus trebuie să-mi aleg moartea, care e cea mai ușoară. Deci a fost lucidă, cum se spune. Lucidă, da. Povestea este și mai lungă. Am pescuit un marinar săracu, deci care nu știa să nuate mult, să știți că nu știu să nuate. Era un marinar care învăța pentru facultate și ca să fie în liniște a zis că se face vaporean și că marinar și că acolo să învețe. Și ăsta, da, și făcuse pluta, deci la 8 dimineața, de la noaptea, de la 3 până la 8, el nu știa să nuate și așa l-am găsit. I-am aruncat vestea mea de salvare,
Vă dați seama că n-a putut să o prindă, nu s-au aruncat nici un mauritanez în apă, s-au aruncat o marinarii noștri ca să-l scoată, că nu putea să mai urce. Ma. Da. Dar a scăpat cum ar veni. A scăpat că l-am văzut, la normal, că l-am, când am aterizat la Otopeni, când am plecat cu mașina, cu mama și cu, că Grigore era în cantonament, încă o chestie, ma. Și a venit la, nu mai țin minte cine era antrenor la Sportul atunci, dar a venit antrenorul, pentru că ei aveau meci cu Steaua, era sâmbătă, ei aveau meci cu Steaua și acest antrenor mă pipăia să vadă dacă sunt întreagă. Omule, zic, sunt întreagă, dar m-a văzut, vă dați seama, aveam, povestea e lungă, aveam o rochiță de la surorile și asistentele de la spitalul respectiv unde ne-au dus pe noi după aia, de împrumuci, da, ce-au putut ce hal și arătam, să... da. Și ăsta așa ca să vadă dacă, păi ce, mă duc la Grigore și dacă mă întreabă și cum ești, sunt bine, sunt bine, spuneți-i că sunt bine. E, soțul dumneavoastră era în cantonament și așa în cantonament afla, și așa, da, așa da. A venit special, da. A trimis cască, el n-a putut să, nu putea să îi lase pe el. Antrenorul, adică a zis, el a zis că eu mă duc eu să o văd ce fac, cum e Laura, tu stai aici. Probabil s-o fi speriat, a zis că cine știe cum o vedea și nu poate să mai joace. Dar cei din țară cum v-au primit? Cum, adică... Era, vai, n-am să uit, eram Proca, ministru, da. Așa, și făcea așa. Eu eram lângă Proca și îi spuneam că am venit cu 10 perfuzii în avion, 10 răniți la, cu perfuzie. Care erau, aveau perfuzie. Așa, da. Colega mea plus încă alții, deci 10 am avut tărci, 10 tărci, plus mulți răniți. Și așa 50, ați venit 60, cu ei de acolo. Așa am venit cu ei de acolo. Și, bine, bandajați, ei fuseseră la spital, da. Două zile. Și Proca făcea așa. Trecea câte un pațar. Tu, Colțea, tu, Floreasca, tu, nu știu unde. Și după vreo două zile m-am dus să fac turul spitalelor, da, când m-au văzut marinarii. Și aici nu scăpăm de dumneavoastră, pentru că atunci în apă eu țipam. Stinge țigara, că unele s-au aprins beculețe, altele nu s-au aprins. Și acum nu mai știam care fumează și care nu fumează. Stinge țigara în gură, zic, că dacă o arunci în apă, zic, luăm foc. Că vă dați seama câtă... Da, ce se... Și atâtea ore și eu eram tot așa fumătoare și eu n-am fumat nimic. Asta e, asta a fost... Ziceți-ne, da. Și de momente mai fericite. Ați dus lotul național, lotul olimpic al României în 80, l-ați întors. L-am întors tocmai. L-ați întors mai greu, că avea și medaliile. Asta e, noi am fost cei mai fericiți. Ei cu ce au plecat în atunci? 80, sau cum? Tot cu avioanele noastre. Da, dar n-ați fost dumneavoastră. Nu, n-am fost eu și avionul a venit imediat, n-a stat cum a stat acum cu noi două zile. Deci l-a dus, da, pentru că a durat olimpiada vreo două săptămâni, cum este. Ei, și deci eu acum l-am întors, am avut plin avionul 180, eu am stat în spate, în față erau cabina de fete. Erau numai fete, toate, gimnastele, tot. Și, dar eu aveam în spate toți băieții, adică handbalul, băieți care m-au, toată noaptea, nu pot să vă spun cum m-au ajutat, cum dădeau mâncare, nu pot să vă spun cum stăteam pe cutii de mâncare de la Los Angeles, luate ca să avem pe drum. Am făcut escală la Reykjavik, da. De la Los Angeles la Reykjavik, da, direct, da, și de acolo Reykjavik, București. Da, și... nu pot să vă spun cum era avionul, așa de frumos, plin cu aur, plin cu medalii, dar toate, am avut vreo multe, adică noi am fost de fapt... A doua delegație ca număr de medalii după Statele Unite. Da, și atunci am cunoscut pe toți, handbaliștii, Nicu Vlad care luase medalie și care nu știa, n-a mai putut să mai se deschidă la WC-ul, se blocase și nu mai știa să mai iasă. Nu pot să vă zic că a fost superb și am vizitat atunci când am stat două zile și Beverly Hills cu Beverly Beach, cu peste tot ne-am plimbat, superb a fost, v-am spus. Și ne-a făcut uniforme speciale, niște uniforme... O să le vedem, da, puțin mai încolo. Cele albastre, așa. Da, românesc, cu ie românească și cu un fel de... și cu pălării.
Și pe unde mergeam la dus, că am fost parcă pe la Viera, nu mai țin minte, da. Toată lumea ne întreba, ne-au făcut special pentru întors, pentru, vezi, doamne, adică am avut uniforme noi pentru... Era și ceva important. Da, 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 eu sunt cea din a doua, din dreapta. Era a doua nație ca număr de medalii. Da, da. O ediție de Jocuri Olimpice. Da. Și foarte superbă, cea mai frumoasă cursă. Și am plecat foarte devreme, la cu cam cu vreo oră jumătate de ora care era planificată pe planul de zbor pentru decolare la noi. Și după ce am plecat, a fost frumos, v-am spus, până am ajuns la vreo lună de zile înapoi la New York. Reprezentantul de la New York s-a ocupat de noi la Los Angeles, aici, cu de cazare, de hotel, să ne ducă de mașini, de excursii, că am făcut și excursii. Și când m-a văzut după o lună de zile, zice, a, știi ce am pățit după ce ați decolat voi? Nu, ce ai pățit? Păi zice, s-a închis aeroportul, că s-a primit un telefon, că există o bombă. Zice, și atunci n-a mai zburat nimic, s-a închis tot. Zice, și unde crezi că s-a găsit bomba, parcă, așa mi-a zis, ce lângă burduful nostru. S-a găsit nu știu ce. Deci o aveați, Doamne ferește, și pe asta. Da, da, da. Cu lotul olimpic acolo. Cu lotul olimpic, da. Da. Lumea nu știe lucrul ăsta. Da. Adică e mai puțin cunoscut. Și ați continuat să zburați. Ați mai avut o întâmplare din asta, da, nu? Da, am mai avut. Știu, sună extrem de ciudat acum să vă trebuie, ați mai căzut odată cu avionul, cam, că da, sună cam bancuri așa, dar... Dar asta ați mai așa căzut a fost. Încă o dată? Am mai căzut odată, adică în 86... Da, în 86 aveam o cursă de Cluj seara, am avut una dimineață de Oradea, nu mai țin minte, și până aveam o altă cursă de Cluj tocmai seara la ora 6. Și am decolat, n-are rost să vă povestesc că ba facem de pe Otopeni, ba mergem pe Băneasa, am decolat în fine cu pasagerii, am aterizat pe Cluj. Înainte să aterizez le-am dat telefon să întreb câte grade, că asta mi-a rămas în minte, câte grade sunt la Cluj și acum, știi, și ei mi-au zis, n-am intrat încă cu Clujul, vă zicem noi. Nu mi-au zis. Am aterizat, dar am aterizat ceva mai dur, adică deja vedeam cum vine în bot avionul, zic că ceva nu e în regulă, adică vine cu viteză. Da. Și a aterizat, a pus prima dată trenul pe pistă și până mă, din ce în ce mai înalte se făceau bonturile, adică cum aș, de vreo 3 sau 4 ori și mai înalt, și mai înalt bontul, până când a intrat, s-a rupt geamba de bot și a intrat în cabină și a luat foc. Și în cabină i-a prins picioarele mecanicului, că exact la mijlocul cabinei. Dar de ce face așa? El normal nu trebuie să se... Păi, trebuie să liniștească, vine, nu? Da, păi dacă a venit prea puternic, probabil că... Da. Și când a luat foc, în clipa, n-am știut că a luat foc, doar că se venea din față un fum negru, în clipa când nu se mai vedea nimic, toată lumea țipa, urla, ultimul rând de scaune nu se mai vedea, deci unde stăteam eu nu se mai vedea, și zic, dacă nu deschid ușa acum, zic, n-o să pot să o mai deschid niciodată, pentru că se torsionează, se fa așa și nu pot să o mai deschid, dacă nu deschid ușa în timp ce ți-o păia avionul pe iarbă deja. Am deschis, deci cu vai, a ieșit de pe pistă, am deschis și s-a oprit exact în firul director, în alea mari care le vedeți în stânga și în dreapta pistei, după care se... Da, ghidează. Așa, s-a oprit cu motoarele în ele, noroc că n-a luat foc imediat, a ars tot, avionul a ars, dar deci s-a oprit acolo, eu am deschis ușa ceva mai devreme și am stat în ușă, că avea tendința să se închidă ușa și atunci am stat în ușă cu mâna și zic, asta e până la sfârșit, până se oprește, și s-a oprit acolo și fiind foarte înaltă, vă dați seama, stătea cu botul pe pământ, dar spatele avionului era sus, ridicat. Săreau toți pasagerii și au rupt și picioare și vă dați seama că era distanță la, da, cât să zic, 2-3 metri până jos. Dar n-aveam topogănașele? Eu am, păi nu, AN-24 nu are, nu e, nu, că e totuși aproape. Și m-am dus, eu am sărit prima și m-am dus și după mine Emil Hosu, săracul, Dumnezeu să-l ierte. Actorul? Actorul Emil Hosu, da. Care inițial
înainte să aterizăm, îi arătasem pozele care le-ați văzut și dumneavoastră de la cine m-o fi pus, nu știu, că vă dați seama ce... Ia vino o seară ceva. Da, vorbeam cu el și zic, hai să vă arăt, zic, prin ce am trecut eu. Și când a văzut și-a pus mâna în cap, da, acum când a văzut, a luat-o în serios, vă dați seama, și m-a ajutat, adică a rămas el inițial și cu un coleg de al meu care ajutau pasagerii, pentru că se făcuse mormân acolo, care cum cădeau și tot îi scotea ca să... Și eu m-am dus în spate la trapă, în partea cealaltă a avionului, și când m-am dus, țin minte că era jumătate ieșit în afară un ofițer de aviație, culmea, că era în bleu, și zic, hai, ieși, sări, că te ajut, te sprijin eu. Zice, a sărit, dar mă țin altă, mă țin ăștia de picioare. Păi zic, dă-i cu piciorul și zic, scapă, că altfel blochezi tot. Și așa a făcut și a sărit. Mă. Deci ați avut-o în Mauritania, e 80. Da. După aia ați mai avut aici 80. Am uitat să vă spun că au murit piloții, toți trei. Mă. Da. Dar noi am scăpat, pentru că la Nouadhibou, la accident, au venit la un moment dat, când ne-au dus pe noi la niște bungalori, în fine, au venit ministrul francez, pentru că atunci încă mai era colonie Mauritania franceză, era cum, da. Ministrul francez al aviației și ai lor, nu mai știu ce, de-au venit să-mi iau un interviu și mi-a luat un interviu și atunci am aflat noi că am scăpat toți, pentru că a zis ministrul francez, doamnă, zice, dumneavoastră, Taromu, ați mâncat norocul tuturor aviatorilor și de acum 50 de ani și peste 50 de ani care vor veni în apă și cu motor, cu rechin, cu de toate și fără decât cu un singur mort, adică da. Corect. Și cu toate astea ați continuat să zburați, adică nu... Să zbor. Dar nu e o lege sau ceva nescrisă în care să ziceți, domnule, dacă mi s-a întâmplat asta și am scăpat, nu mai am ce să mai măsui, nu? Nu. Ați nu. Mers în continuare. Am mers, okay, am luat-o dacă doamne a vrut să... bun, am mai avut între timp tot așa cu alteritate, cu bombă. Mergeam spre 97-98, mergeam spre Pekin. Karachi-Pekin era cursa și cu Airbus-ul ăsta frumosul care venise. Și le-am dat să mănânce la pasageri și în cabina de business class stăteau colegii mei care... făceau simulatorul, cum l-am făcut și noi simulatorul la Arabi, la Emirates, așa făceau băieții noștri simulatorul la Karachi. Ei, și la un moment dat spuneau, vezi că ne întoarcem, Laura, ce ia, uite, ne întoarcem, ei, ne întoarcem, ce ai? Și în aceeași clipă se aude Purser to cockpit, adică șeful de cabină să vină în față. M-am dus în față, ce s-a întâmplat? Păi ce, uite, am primit acum telefon că avem o bombă. Ce mai contează? La câte am? Ce, asta nu-i nimic. Ai căzut de dor cu avion. Asta e fare la ureche, da. Și zic, bun, și mi-a explicat că sunt două Airbus-uri, unul al nostru, care era în zbor, și unul care era la sol, care pleca spre, nu mai țin minte, Delhi, Calcuta și spre India. Și s-a primit un telefon că unul dintre astea două are... Și nu se știa care. Și nu se știa care, ăla fiind la sol, n-avea cum, deci numai noi aveam bomba. Și zice, spui tu, vezi tu ce spui la pasageri, zice, te las pe tine. Bun, las pe mine. Și mă duc la pasageri, întâi le spun la cei din echipaj, vedeți că avem o bombă, și zic, le luăm mâncarea, că aterizăm. Într-un sfert de oră aterizăm. De-abia le dădusem să mănânce. Nu vă mai spun cum le-am smuls mâncarea, le-am anunțat, zic, doamnele și domnilor, datorită, era noaptea la 12, datorită traficului intens nu se vedea nimic, niciun avion, vă dați seama, dar eu așa trebuia să spun, datorită traficului intens am hotărât, capitanul a hotărât să aterizăm puțin pe Ankara, să așteptăm până se eliberează ruta și pe urmă să... aia ne vedem de treabă. Da. Și am închis toate, tot, și cum se sigilează toaleta, pentru că toaletele se sigilează ca să nu ne prindă vreun pasager, ca să ne ceară pe urmă de spăgubi și pe mama și pe tata, atunci se dă afară și se închide toaleta. Și asta așa am făcut. Și când ne-am întors după 4 ore, când ne-am dus la țigări să luăm țigări și astea, tot barul care era multe cărucioare de parfumuri, țigări, ce să vă zic, tot ce aveam noi de vânzare, era furat. Tot. Că uitasem părța, uitasem să-l închidem. Asta e. Am luat-o. Au luat tot.
au luat turcaleții tot și, dar ce credeți că WC-urile le-am găsit tot așa închise, deci nici măcar n-au intrat să vadă dacă e vreo bombă sau nu la WC-ul. Au intrat, au luat ce au de luat, au avut de luat, da, și... Da, și au plecat. Și noi am venit după 4 ore și am plecat mai departe. Și colega mea ca asta, n-am să uit, când am deschis ușa la Caraci, a, păi da, numai tu trebuia să fie. Păi bă, și gândeam că ești tu. Da? Da, deja eram poreclită. V-a fost greu să duceți treaba asta, adică și mamă și soție, dar și stewardeză, că nu, mi-a plăcut. Nu e o meserie care se face... Nu. Este pentru că îți place ce faci și ca mamă și ca stewardess, nici nu simți. Dar eu familia nu știu când au trecut. Adică cât normal. Aveau copiii când... Normal. Copiii nici nu erau născuți când am intrat eu la tarot. Nu, după aia. Ați fost și în funcție când copiii crescuseră deja, da, nu? Da. Și ce spuneau? Ei, la un moment dat am zburat la Berlin și făceam Berlin Caraci, Caraci, Saigon și Hanoi. Zburam pentru NEMS, pentru Interflug, zburam la ei și am stat o lună de zile. Și la un moment dat îmi spunea fiimea, mami, nu mai vreau nimic decât pe tine, vino acasă. Vă dați seama că, dar asta e că trebuia să fac și serviciu, pentru că așa am, și îmi plăcea ce făceam. Soțul și era pe partea la altă plecat la fel. Pleca la fel și el la fel, da. Și copiii cu cine au crescut? Mama, da? Da, stăteam cu ea, da, sta cu mama mea, care v-am spus cu 10 ani înainte, care a avut un accident și... pentru că a avut și diabet, în fine, am tras și după ce am ieșit la pensie, într-adevăr, cei de la Emirates, pentru că noi făcând simulatorul acolo, m-au văzut, au, da. În fine, și au zis, zice, nu vrei să rămâi, să vii la noi când ești la pensie, să ne înveți stewardesele și... N-am putut, putut, pentru că n-am putut, eu n-am putut o perioadă nici la fimea să mă duc în Italia până... Da. Ați ieșit la 52 de ani. De ani, da. Mai puteați? Sau de zbura, era? Nu, nu, nu. De la 50 deci de ani, trebuia la 50 să ies, dar pentru că atunci era cu legea, cu... n-am prea înțeles de mai ce. Mai e același lucru astăzi? Adică că poți să ieși și la 50. Nu, fetele se mai duc cu aceeași plăcere, să mai fie stewardeze, asta nu se mai... Nu, nu cred, pentru că nu mai fac, nu mai sunt nici cursele, nici oamenii, nici cum au fost înainte. Adică zburai, să zic, o lună de zile, zi de zi și tracasată și... Dar, pe urmă, aveai timp o săptămână, de exemplu, să te odihnești la New York sau la Pekin sau la Singapore. Acum nu mai există cursele astea și deci acum... N-aș putea să mai fac meseria acum, pentru că e dus în poți să vezi ce am fost la o cursă specială și am văzut ceea ce foarte puțină lume a văzut, Borobudurul, templul de la Borobudur, de exemplu. Am avut o cursă specială cu primul ministru de 2 săptămâni, Abu Dhabi, Singapore, Kuala Lumpur, deci în Malaezia, Indonezia, Jakarta, Birmania, Rangoon și Rangoon, București. Și asta a fost lume. Da, am săptămâni. Da, unde am în Indonezia, am fost la, v-am spus, ne-au dat avion și am văzut Borobudurul, care este un templu în inima junglei. Deci am mers cu mașina 2 ore prin junglă, dar aveam escortă, cum ar veni, ne urmăreau avioanele, că eram cu cine eram. Și am văzut, apărmă, asta vroiam, m-a frapat și m-a uimit. La Jakarta, în Indonezia, am văzut cuști de aur de peste înălțimea mea. Am avut la un moment dat, am luat prânzul acolo și ne-a dus în palatul băiatului, nu mai știu cum, cine era președintele lor, ne-a dus în palatul lui și acolo am văzut, v-am spus, aceste colivii, dar din aur pur, peste înălțimea mea, cu fel de fel de păsări exotice. Deci și ca cu... în film. Da. Dar tarumul cum era atunci? Era respectat ca și companie? Da, foarte respectat. Adică era. Se spune, domnule, tarumul din România? Da. Și...
Da, și piloții noștri erau foarte bine văzuți, adică erau niște piloți foarte, și într-adevăr că așa au fost. Au avut o școală foarte bună la, de piloți. Accidentele nu le fac decât ori aia cei mai deștepți, pentru că așa, altfel nu. Până la urmă, apropo de... Povestiți-ne un pic de domnul Bruno, nu vreau să vă întristez, dar e păcat să... Da. Adică pentru cei care este... nu l-au cunoscut, pentru cei toată lumea care mai l-a tineri, cunoscut, da. Pentru cei toată lumea tineri. Care l-a cunoscut. Deci se știe despre, iertați-mă, despre echipa sportului dențesc aia mare, care avea o chestie, era o boemie acolo. Da, da. Dar în afară de vârfuri, de Mircea Sandu, de... Aurică Munteanu. Aurică Munteanu, Gino, și așa sunt... Tănăsescu, Rică... Dar invers, dumnealui, deci dumneavoastră. Bun, ați găsit înțelegere, dar dumneavoastră l-ați înțeles pe dumnealui, da, că e fotbalist? Normal. Știți că v-am spus că mă duceam, așa. Când aveam timp, mă duceam și pe stadion. Hăiați pe stadioane, vă agitați, vai, da. Dar nu m-am, la un moment dat a avut, n-am să uit câte zile avea. Am avut un meci la... cu Steaua. Deci sportul cu Steaua. Și pe regie. N-aveau încă ei stadionul acolo jos, la, pe Republicii. Pe Republicii l-ați pe avea, Republicii. Că nu era stadionul... Nu era încă stadionul din regie. Și eu pe stadion cu soțul mamei mele, tataie, cum îi spuneam, și la pauză, bineînțeles, așa am nimerit lângă o gașcă de colonei. De ce știu, erau toți în uniformă. La care, ia, vai, dacă nu mi-i făcea pe băieții mei într-un hal fără de hal. Și la un moment dat, la pauză, l-au văzut și pe Bruno că vine la mine, pe Grigore, că vine la mine și îmi dă și un... Că a început să se plouă sau ceva de genul. Vine și mi-a adus geaca lui, o geacă, una dintre un pulover, ceva. Și atâta mi-a trebuit, vă dați seama, nu mie, coloneilor de lângă mine, că au început și Grigore, și Făcea, și tot felul de prostii la care m-am pus și eu cu gura. Vă dați seama, zic, cum, dar cum îți permis? Da, ce, ești pe stat? Nu pot să vă zic la care tata e al meu. Eu mă scol și am plecat de aici. Nu-mi trebuie, nu-mi trebuie nenicule așa ceva. Păi, dar ce era să fac, da? Dar deci numai. O familie care s-a înțeles unul pe celălalt, pentru că și dumneavoastră erați plecată de acasă. Da, în tinerețe, și, da. Și dumneavoastră. Și după aia, da, tot timpul am fost. Dar a fost cea mai frumoasă perioadă, cea mai... Zis și Grigore, că... da, un om care nu ar deranja pe nimeni, nu ar fi deranjat, n-a bârfit, eu nu l-am auzit niciodată bârfind sau vorbind ceva despre un alt coleg sau despre vreun vecin sau despre... Venea supărat când pierdea? Adică e normal, se vedea, dar nu spunea niciodată. Da, normal. Da? Dar niciodată nu arăta când era, cum să zic, nu vroia să deranjeze pe mine sau pe altcineva cu problemele lui. Că mi se pare totuși că aici a greșit, nu mi-a spus că avea dureri, de aia muri de cancer la colon. Nu mi-a zis că a avut dureri sau... Nu adică niciodată? Nu, adică nu, că dureri, da. Dureri mi-a zis, dar restul, pe urmă, n-am știut. Că ca să nu vă sperie. Să nu mă sperie, să... da, da. La 60 de ani s-a stins? Da, da. Deci ar mai fi putut, cum spun bătrânii, să trăiască mult și da, bine. Da, că uite, Mircea Sandu, deci exact aceeași în aceeași perioadă. Și exact în aceeași perioadă. Dar mi-a zis, zice, Laura, dar ce, am cheltuit 200.000 de euro la, nu știu unde, a fost la în Nisa, Italia. Sau nu știu unde a fost operat. Contează mai, zice, eu am cheltuit... I-a revenit, din păcate, probleme, dar a dus-o pe picioare. A dus-o atâția ani de zile, exact 10 ani. Că de 10 ani a murit și soțul meu. Exact în aceeași perioadă au fost amândoi. Asta e, și apropo, deci cred în destin. Că există un destin. Organismul nu se poate. Ar fi dus. Fiind organism de fost sportiv. Da, pentru organism. Că toată lumea îmi spunea nu, că n-are cum să facă el cancer de colon, că el n-a mâncat. El nu mâncă. El și avea un regim de viață, într-adevăr, desportiv. Adică, desportiv. El adică nu bea, bătea joc. Nu bea alcool, nu. Foarte rar câte o beră. N-a fumat în viața lui. Eu fumam și fumam nu la bucătărie, nu fumam în casă. Deci n-a băut, n-a fumat. Da, nu mânca tocături. Păi când făceam sarmale sau ardei
un plus sau nu mânca, numai foarte rar mânca chiftele. Asta îi plăceau, chiftele prăjite, dar dacă restul el nu mânca. Carne tocată, da. Da, apropo da. De carne tocată. Deci el a ținut, mânca friptură, adică mânca numai sportiv, ce da. Mânca la... Și deci totuși nu a murit. E, nu da. E o regulă asta. Că... Nu, da, nu e o regulă. Pe undeva am citit-o da, la un moment dat, dacă o fi adevărat, că laptele ajută la cancer, la colon, de colon. Și, laptele nu este... Și bea mult lapte. Și bea mult lapte, da. Da, seara, în fiecare seară, o cană cu lapte. Așa ca era... și la copii. Da, le dădeam la copii și dădeam și lui. Era, v-am da, spus, poate... un om de... Nu l-am auzit niciodată bârfind. Niciodată nu l-am auzit bârfind. Mai țineți minte seara, ziua în care s-a retras? Adică a venit și v-a zis cum v-a zis? Sau... Nu, să vi spus, Laura, gata, nu, mai de mâine... Nu asta... neapărat ca dată, ci așa nu, ca idee. Nu, puțin, nu, n-a fost așa. A fost, a plecat de la sportul, a fost trimis cum a, prin ghilimele la, parcă la Iași. Da, la Politehnica Iași. Da. Și atunci a suferit, atunci, adică s-a simțit Da. După vreo 9 ani de sportul sau da, cât a avut. Da, să-l trimită la Iași, adică nu prea i-a convenit, am văzut eu, și era și greu și cu drumul și cu avioanele și cu toate între, nu prea i-a convenit lui și atunci a lăsat-o mai moale și formă la Progresul a devenit antrenor la copii, la juniori. Da. Și mi-a zis că acolo era ar fi avut ceva. O supărare, da, dar nu da, comentăm da. Că... Asta este. Dar îi plăcea să-ți lucreze cu copiii? Adică da, nu putea, da. N-ar fi putut să... Nu. Departe de... Nu, de deci copii. Dacă te atinge microbul, e adevărat treaba asta, da. Că dacă te atingi microbul de fotbal, de fotbalist, da. Și după ce te lași, așa e. Tot acolo te duci. Da, da. Lucra, avea și o răbdare acum, da, cu după copii Revoluție și... crescuse treaba asta cu copiii, cu juniorii da. La noi. Da, da, și ce bine era. Dar acum s-a lăsat iară, nu mai e ca înainte. Adică acum văd că nu prea, da. Probabil că unde costă și mult, ca să, așa am înțeles că, da, da. Să te duci. Dai un abonament. Nu mai da. E gratis, copilul nu se mai duce. Era nu gratis mai atunci. La fotbal acum, de exemplu, dacă e vreun meci sau nu mai... Nu... Ce spuneți? La fotbal, vă mai uitați? Vă normal, uitați mă, acum? Și aseară m-am uitat Marocul și spunea lui Fimiu că Fimiu s-a dus și s-a culcat și am spunea, zic, vezi că e 4-1, zic, au bătut croații pe canadieni. Că el mi-a zis, nu, vezi că canadienii zic, nu, deci, stai deci puțin. Deci la noastră a rămas defect profesional ca soție de... Da. Și nu mai, da, e bine treaba asta, că da. Vă mai luați, ca să zic așa. Vă uceți și stați mult acolo la fica în Italia? Da, n-am Lați. Cum să mă duc să stau definitiv. De ce? Îmi place, iubesc, Italia este foarte frumoasă, dar unde stă ea este groaznic. Să vă spun de ce, nu mai râdeți că toată a tras bățul mic, a tras bățul scurt. Nu mai crede lumea. Este Ferrara, deci Ferrara este un orășel micuț, elegant, superb, dar are un singurul dar. Loc da. Da, din toată Italia unde căței sunt sunt vaccinați contra țânțarului ăla. Nu se poate pe, așa vă, de... Eu vă... Dar de unde vin țânțarul? Adică e vreun lac? Vreun... Nu, păi acolo. Păi e mare. E aproape de mare și e râul Po care trece pe la ei. Bun, asta e unul. Acum, pe vremea nu-i asta, râs, eu îmi scoteam din șifonier hainele ude, umede. Este o umezeală din șifonier. Din șifonier mi le scoteam umede. Nu există zăpadă la ei, nu ține zăpada pentru că este umezeală, deci la ei numai ceață. Și fiica mea asta s-a adaptat acolo fără niciun fel de probleme? Din 20, stă din 2000 acolo, vă dați seama că suntem în... Da, au trecut 20 de ani. Și asta mi-a zis ea, mamă, zice, tu n-ai putea să reziști. Păi zic, știu că stau câte 2-3 luni și gata, am plecat, zic, nu exact da. Nu-mi place. Știu că mi-a spus, adică, zice, când am vorbit noi, lasă-mă că stau aici, dar mă întorc. Da. Nu, adică ne auzim mai acolo. La Bologna ninge și e zăpadă și e frumos și așa, da. Și la ea, deci la 90 de kilometri, e doar... cu totul altceva. Da. Ei, și de asta nu pot acolo. Revenind un pic la domnul Bruno, că mi-ați spus că nu luăm perie, nu periem pe nimeni, dar mi-ați spus că cei de la sportul v-au ajutat atunci. Da, ne-au ajutat, da. Nu de la sportul, Federația, dar prin Mircea Sandu. Prin Mircea Sandu și prin Gino, da. Vedeți, inclusiv asta contează, că în ziua de astăzi, dar acum nu mai da. Facem noi analiza. Echipa a rămas echipa, adică da, ei au fost da, o echipă și da. După
50 de ani, da? După 40 de ani. Așa este, da. Contează enorm treaba asta. Pe când și spuneați că domnul Gino mai chema la restaurant. Da, chema tot timpul, în fiecare joi chema. Și probabil că și acum la fel face și le dădea o masă la indiferent. Și pozele alea sunt 80, da, ne-am văzut 80, au trecut 42 de ani. Da. E o jumătate de secol. Și cu toate astea... Așa e. Contează enorm. Nu s-a uitat, da. Nu știm câți din ziua de astăzi, probabil că... Stați, apropo, Grigore, la un moment dat, înainte să ies eu la pensie, 5 ani nu a avut serviciu, adică nu a primit, lucra la Bragadiru, avea echipa de copii, Bragadiru, da. Și n-au avut bani. Și, în fine, și... A fost la Fulgerul Bragadiru, acolo, da, la domnul, da, Florea? Da, da, da. Și la un moment dat, la început l-au plătit și, până 5 ani n-au mai plătit. 5 ani. 5 ani nu a luat leafă. Și la un moment dat a venit, da. Și la un moment dat a venit la mine acasă o doamnă de la antenă, să mi-aduc aminte cum o cheamă. De la sport sau de la... Nu, de la știri. De la știri, Ionela. Da. Soția lui Petreanu? Petreanu, da. E superbă Ionela femeia. Anastase. Așa, Ionela Anastase a venit la mine într-o zi și era și Pro TV-ul, nu știu, s-a nimerit. Și mi-a zis, și eu îi spuneam, uite că Grigore... Păi zice, cum așa? Zic, foarte bine, zic. Nu e bani. Zice, tu zice, știți că eu am numărul lui Gino și o să-l sun. Și uite, așa a ajuns bărbatul meu și a antrenat pe urmă echipa Progresul prin Ionela Anastase, i-a dat lui Gino telefon și Gino l-a angajat imediat când a văzut că 5 ani n-a fost plătit de nimeni la... Dar stați așa că m-ați pierdut, dumnealui se ducea în continuare și antrena, deși nu luase de 3, de 4... Deși nu luase de 4 ani, da, banii. Că adică te uiți la cea și după un an, băi, mă opresc sau... Nu, pentru că n-avea oricum ce să facă și unde să facă și oricum n-avea ce... Era bun la cu fotbalul? Adică... Nu se uita la meciul, foarte rar se uita, dar mai mult mă uitam eu și crizeam eu decât el. Da. Ați venit și cu niște fotografii, în afară de cele cu accidentul, că nu e totul numai un accident, și cele fotbalistice, am zis că sunt și momente din viața dumneavoastră, nu? Da, aici eram la englez și... am zburat un an de zile la ei, englezoaică era asta, Lin, care mi-a lăsat pe spatele pozei, uite, n-am pozat ca să vedeți. Un an de zile a zburat? Nu, o lună. Câte o lună zburam tot timpul, câte o lună, cel și mult. Și aveați voie pe... Asta e după Revoluție, nu? Nu, înainte de Revoluție. Și aveați voie? Adică, da, păi da? Dacă zburam peste tot, păi stăteam la New York o săptămână și care-i problema? Și nu întreb, vorbesc foarte serios, că erau legende, nu aveați probleme cu securitatea, cu domnule? Nu. Cetățeanul român care a stat o săptămână... Nu, cum? Nu. Stăteați câte o săptămână la New York? Da, cursă normală. Și la un moment dat am stat... Adică iertați-mă, plecați din România, ajungeați în New York și stăteam și o săptămână. Da. Și se umplea avionul din nou cu oameni și venea pe vremea aia. Pentru că e mai ușor. Foarte mult, erau foarte mulți din satul mare, Baia Mare, că la un moment dat cursele mergeau de pe acolo, de pe satul mare. Pline erau. Băbuțe de alea de, cred că este o penticostal sau ceva, o religie. Și cât se zbura, doamnă? Cât se zbura? Făceam mult, în jur de 10-12 ore. Dar ceea ce contează e că pe avion scria Tarom, punct. Da, da. Asta era cel mai important, putea să face și 5 zile. Da. Că și noi când eram, mă dați seama, pentru un copil de 10-15 ani, New York-ul. Și știam că, bă, avioanele Tarom zboară până la New York. Da. Wow! Era așa. Ceva, era deci undeva. Eu mai mult stăteam la New York, pe străzi, decât la noi, de fapt, la noi, eu ăștia 30 de ani, n-am ieșit afară, cum să zic, n-am ieșit la cumpărături, la cocor sau la... Pentru că nu aveam nevoie, că luam tot de dincolo. Cu 2 ani înainte m-a oprit Ceaușescu, că aveam rude. Am uitat era, să vă zic. Da, păi de-aia, și că era să nu cumva să cu rămâneți pe acolo. Da. Făceam numai interne. Și acum, sincer, la modul sincer, veneați din New York și vă întorceați în drumul taberii. Nu era o discrepanță imensă? Nu. La adică un moment dat... o săptămână în New York, nu treceați pe acolo. La un moment dat mi-era dor până și, când stăteam mai mult, câte o lună de zile, mi-era dor până și de copacul din fața blocului să-l mai văd. Nu. Eu am fost... mai nu mămoasă și
pentru familie și da, poate și asta. Și pentru țară. Și vi se făcea dor, adică. Da, 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 da. Da. Deci asta este în, în Anglia, mai, unde am, da, și un, am stat în Anglia, stăteam, am fost tot așa vreo 4 echipaje și stăteam într-o vilă care englezii au un stil de a face, de a construi, treptele erau foarte mici, micuțe, înalte și înguste. Și când am ajuns la, și am deschis ușa, zic, aoleu, până acolo zic, trebuie să ajung eu. La etajul 2 stau eu, da, zic, atare, sunt curioasă cine o să vă păscările astea, că sunt prima. Ei, cine a fost prima? Da, eu. Normal. Normal. Era dimineață, așa. Stați puțin, 6 dimineață. Îmi făcusem unghiile, dădusem cu ojă pe unghii și când am luat toate scările alea la rând, m-am dus până jos, dar unghiile au rămas. Unghiile cu mânuțele așa sus. Mânuțele, da, sus. Mai și bine. Bineînțeles că la aeroport mi-au făcut repede antitetanic. Sunt foarte grijulii cu personalul, într-adevăr, englezii, nu ca ai noci. Pe mă lăsau așa, mi-au dezinfectat și mi-au făcut antitetanos ca să nu cumva să... Da, să nu. Dar eu am fost prima care am luat... Ați lucrat și pe Boeing-uri? Da. Și cum a Boeing fost trecerea 707, asta, da? Boeing, cum a fost trecerea asta pe Airbus și pe Boeing de la ANE? Păi, de la ANE. Cu timpul, vă dați, da, seama că doar... Adică ați prins și asta vreau am să am prins toate, da. Astea noi nu le-am prins acum, Boeing 737. Nu, 737 aș dura pe, da, normal, da. Dar nu le-am prins pe astea, pe Airbus 318 pe care am venit acum. Astea nu le-am prins, dar le-am zburat cu ele. Că când zbor la firme, tot, da, timpul numai pe astea zbor. Și cum e, aveți defect profesional și acolo vă uitați peste tot ce fac, normal, ele, da? Normal, da. Că e în sânge, n-aveți. Dar să știți că mulți de la Wizzair, exact, mă știu, adică m-au văzut și câteodată a venit unul, da, da, un băiat la mine, da, așa. Și lucrează mai așa, că, da, domnule, e cochi pe noi. Doamnă, zice, vai, ce bine îmi pare că, da, sunt. Da, pentru că lumea vă știe. Da. Lumea vă știe când spui de Laura Grigore, se uită așa, după aia zic, care a căzut cu, a, gata, da, și fac legătura și hai să mai vedem niște, bine, aici asta am citit, da, da, și pe Georgiana mi-a fost colegă, Georgiana Capuerde. Da? Da. Da. Și aici cu... A fost cu noi, da. Da, cu... Omul anului, sună senzațional ăsta, omul anului 1996, pe merite în siguranța zborului. Da, și pe mine m-au făcut omul anului și pe fii mi-au dat-o afară. Atunci a fost restructurarea. Stați așa, că asta nu știu. Da, da, da. Deci Alina a zburat un an cu mine. A fost și ea stewardesă, da? Și a dat-o afară, că a zis, ce, amândouă, nu, numai unul rămâne în tarom, alta afară. Și am băgat-o, m-am dus la, cu gura mare, m-am dus la Băsescu, care mă știe ca pe un cal braț, vă dați seama, că cu marinarii lui am căzut și ah, și, da, și da, și m-am dus la el și el zice, mi-a zis atunci, doamnă, vedeți că o să fie un examen la sol, băgați-o la sol. Și am băgat-o la sol pe fata mea la check-in. Și a lucrat 2 ani și la un moment dat, ce înseamnă tot destinul, adică există o chestie, o carte aia, imposibil pentru fiecare, da, să nu fie scris sus acolo. Ei, și a lucrat 2 ani și la un moment dat, într-o dimineață, 5 dimineața, ce știu cât era, au venit două românce cu pașapoarte italienești și fiimea de acolo. A, se vă invidiez că vedeți Italia. Știi ceva? Una dintre ele. Știi ceva? Zice, am un cumnat care are 29 de ani. Nu vrei să vorbești cu el? Și uite așa, ca s-a măritat fiimea. Da, și uite așa s-a măritat fiimea și de 22 de ani e în Italia. Foarte tare. Da. Foarte tare. Hai să mai vedem ceva. Aici, așa, la Tromso, la pozuțe. Tromso, da, la Tromso, aici era ok, stăteam pe fără mânecă, dar la umbră erau 0 grade, deci înghețai. Ma. Da. Deci ați ajuns și pe aici. Da. Pozele ca la de atunci, Tromso, cum se făceau? Atunci, cred că nu era atunci. Am plecat într-o dimineață de pe București, spre, apropo, altă chestie, spre Constanța, ca să facem un Tromso de acolo. Și de obicei vara, că veneau toți ăștia la noi, la plajă, la plajă, săraci. Și la tratamente ăștia de la Tromso în special. Da? Da, la tratamente veneau, la eforie, tot, așa au venit ani de zile. Și nemții și ăștia veneau la plajă, dar ăștia din nord veneau la tratamente. Și la Constanța
așteptam tot așa pasagerului și apare unul în cărucior așa, un pasager, și comandantul de lângă mine zicea, ce pe ăsta nu-l văd bine până la Tromso. Ai mă, lasă-mă în pace. Decolăm. Deci era în cărucior cu rotile. Da. Se urcă, în fine, îl așez, avea pe ultimul rând, parcă în spate de tot. Decolăm și vine la mine însoțitoarea lui, doamnă, zice, e rău, rău. Noi am plecat mai devreme, în două, pentru că era noaptea, la patru aveam și nu a venit a treia stewardesă. Și atunci am plecat așa, n-aveam rezervă, nimic, am plecat în două în loc să fim trei. Și pe vremea aia se putea, acum nu se mai poate. Și m-am dus la el și atunci l-am luat cu fata asta, l-am luat și l-am pus în mijlocul avionului la bac, unde era loc mai mare, și zic, aici să-l lași ca să-i dau oxigen, să văd ce fac. Ei, și i-am dat oxigen, i-am făcut masaj cardiac, i-am făcut de toate, am lăsat pasagerii să îi au strâns cărucioarele și mâncarea, că noi n-am, eu cu colega mea am stat numai pe el ca să-l salvăm. Și m-am dus în față la băieți și le-am spus, nu știu dacă e mort sau, păi ce, ăștia nu vor să ne primească, nici rușii, nici polonezii nu vor cu un mort să ne primească, așa că ne întoarcem la București. Vă dați seama, făcusem două ore. Ne-am întors înapoi la București, s-a urcat doctorul, l-a controlat și zice, Laura, ce ai frecat două ore la un mort, pentru că a făcut stop cardiac și a murit imediat. Ma. Da. Mai sunt din și de-astea. Da, da. Altă dată, o cursă de New York plin, apropo de New York, deci asta era înainte de Revoluție. Cursă de New York plin, aici la Caraci. La Caraci am zburat pentru ei, vedeți că aveam și uniforma lor. Da. N-aveam voie să trebuia capul să fie acoperit. Nu aveai voie fără... Da, să fie... cu capul gol. Da. Da, m-am certat și aici cu pasagerii, cu un pasager care pentru ei femeia nu este tot probabil ca un dăsa de animal de companie, că s-a urcat unul cu o valiză imensă și eu atunci i-am făcut semn să o pun acolo și a pus acolo și la coborâre, când se coboare, mi-arăta asta, să-i dau valiza. Nu, ia-ți-o tu. Cum? Să-i dați valiza. Eu să-i car valiza, zic, cum îți permiți, zic, ești la mine în avion, dă-te jos. La care una dintre ele, nu mai țin, dar care dintre ele era, bravo, Laura, ce bine, că zice, știi ce ne-au făcut nouă? Era una dintre ele, era într-o formație de pop music pe vremea aia și le-au dat cu roșii și la primul lor concert. Așa că sunt femei și că de ce... N-au ce, da. Așa, și vorbeam de New York, povesteam de New York și era iarnă, țin minte, și noi aveam pe vremea aia niște uniforme mai grosuțe și deasupra aveam și un sarafan care era un fel de, dintr-un material de cabalonzai, cum era odată. Da. Așa. Ei, și m-am mirat, n-aveam decât o singură bucătărie, pe vremea aia v-am spus, repet, se putea, că acum n-aveai voie să mai pleci cu avionul așa, fără să n-ai toate ușile libere. Și partea din față era făcută cargo, aveam marfă, nu mai țin minte ce aveam, și la echipaj dădeam pe sus cumva atâtea ore, mă dați seama, ceaiul și cafeaua pe sus, pe niște baloturi, în fine. Și n-aveam decât o singură bucătărie în spate, la Boeing 707, la ala mare. Și am început, pe vremea aia nu existau cărucioare, adică mergea totul la mână, nu existau cărucioare de... toate tăvile le duceam și erau grele, pentru că numai casoletele de porțelan care erau și plus tacâmurile de metal. Deci n-aveați căruciorul ăsta mic de trece printre ele. Nu exista pe vremea aia, nu a dat avionul respectiv, nu a venit fără cărucior, pentru că așa a avut aromul, ca să facă economii. Un căruț era problemă. Și deci noi duceam la mână și băieții nu știam, deci eram patru fete și doi băieți, nu știam băieții de ce au rămas. Mă zic să fie, că mie nu-mi plăcea să rămân la cuptoare ca să scot, că mă frigeam, mă nu știu ce, mă, îmi plăcea să mă plimb printre pasageri mie, ce aveam eu treabă cu cuptoarele. Și m-am și mirat, băieții, de ce au rămas. Când am văzut să-mi vine rău, mă uit în față, mă zic, nu văd bine, eram amândouă mâinile ocupate, vă dați seama, mergeam țanță și așa între pasageri, când toți pasagerii erau așa, zic, cu capetele pe culoar, mă, adică ce au avut ăștia? Așa de frumoase suntem, de să uită ăștia, au căzut pe culoare. Când mă uit mai bine în fața mea, colega mea avea doi cârnați,
cârnăciori, cum erau înainte de aia, oltenești, da, nu știu da, ce, legați cu ață, lipiți cu scoci și uite așa îi făceau la cum. Pac, 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 pac. În fața mea, cealaltă colegă, o hârtie albă, frumoasă, cu două buze de ruj așa și scris good appetite pe fundul ei. Vă dați seama. Și de-aia la mai în față, a treia colegă avea un pompon de hârtie igienică și din loc în loc câte un pătrunjel, zic, aoleu, zic eu, ce-i fi având? Eu aveam o centură, pe urmă am văzut, aveam o centură și cu două plicuri de ceai, care vă dați seama cum se plimbau. Și ei lipeau, lipiseră astea, așa, nu? Da, au stat mult și au, vă dați seama cât au lucrat, au cusut ăia, cârnații, au lipit pătrunjelul pe hârtie. Oameni, da, le luam mult. Da, le-a luat mult. Haideți să mai vedem. Da, aici la Caragiba, da, am spus, am zburat. Aici, asta e la, fotografia faimoasă, da, ca să zic așa. Da, cu toate, eu sunt în spate acolo, da, spatele colegei. Și aici era lotul nostru de, cu Gabi Sabo, parcă cine era? Nu, Cati Sabo. Cati Sabo, Cati, da, Sabo e prima, da, de acolo. Da, cu medalile lor. Luate. Care e stabilit, da, acum în... Și ai plecat. Franța, da, de mult e stabilită în Franța și din păcate are mari probleme. N-am prins-o. Nu. Are mari probleme de sănătate, nu mai poate să ridice o sticlă cu apă plată din cauza coloanei. Probleme la coloană tasată de la atâtea sărituri. Da. A fost interviu în Gazeta Sporturilor și spunea copiii, se uită la mine, copiii dumneai, copiii ei, se uită urât la mine pentru că m-am aplecat după sticla de apă și am rămas acolo. Și a zis, nu este de râs, ani de zile de sărituri și așa mai departe, da, mi s-a știu, tasat pentru că și eu am făcut gimnastică de performanță la SS2, da, da, și am, la un moment dat, am, a fost un concurs între SS2, școlile sportive românești cu școlile sportive rusești și antrenoarea mea, am intrat în sală, n-am apucat să fac încălzirea și m-a văzut îmbrăcată în costum și zice, ai, arată-i și tu liberalesul individ, rusoaicei. Dar nu m-a întrebat, ai făcut încălzirea sau nu? Și m-am apucat și am început să lucrez și când am avut odată bătaie, șpagat și căzut, am rămas acolo, mi s-a rupt mușchiul din stânga. Și pe noi ne-am descalificat pentru că pe vremea aia nu existau, da, rezerve și n-am mai... Și m-au trimis la artistică. Am stat puțin la artistică și am plecat, zi, nu mai nu vreau. Bă. Și am, apropo de Republicii, de stadionul Republicii, m-am apucat de schif. Am făcut și schimb. Pe bune? Pe bune. Da. Și la Olimpia, parcă se numea, și vara am ieșit la Herăstrău. Și tipa știa că nu știu să not nici în ziua de azi, n-am învățat să știi să not. Și antrenoarea m-a văzut așa, când am ieșit prima dată, în aprilie, martie, nu mai țin minte când am ieșit pe lac, prima, pe Herăstrău, ce credeți că mi-a făcut? M-a aruncat în apă, adică m-am îmbrâncit ca să vadă cum... De genul, da, descurcă-te. Da, da. Și m-am descurcat și atunci am rămas. Bine, n-am făcut mult, decât un an de zile, că nu mi-a plăcut, nu era de mine. Schif pe vremea schif, aia, da, adică... Da, da. Și astăzi e... Iarna făceam în sală, la Republicii, da, aveam acolo sub scări, da, unde ne antrenam, da, și vara făceam la... Da, și că Republicii îl mai vedeți și astăzi când treceți pe acolo pe la izvor, că el a fost umplut cu pământ. Deci când treceți pe la... Este garaj al Camerei Deputaților. El n-a fost ras dărâmat, da, el a fost umplut. Aha. Și atunci, dacă veniți de aici, de la Parcul Izvor, ca să urcați sus spre Merioțe, când, da, treceți așa, da, aveți, da, în spate două, da, trei hoteluri și pe partea stângă, dacă vă uitați, da, cu atenție, este Stadionul Republicii, da, se vede ca lumea. Există și poze și astea, pentru că el, nefiind demolat în totalitate, ci doar umplut, acolo, așa a devenit garaj al pentru mașinile de la Camera Deputaților sau ce e acolo, Senatul. Dar el mai e vizibil și mulți spun, domnule, uite, eu, adică bunicuții în general, domnule, am jucat pe ăsta, am alergat pe ăsta, da, că erau și reuniuni atletice, da, și așa mai departe. Și merg acolo, ei țin efectiv minte, da, stau în Dar față. Dar de ce oare? Adică trebuia... Știți cum a fost și zona și aia și a spus că, domnule, să construim ceva mai nou, mai modern, mai... Dar vedeți, pentru au făcut și 23-ul și da, nu 23-ul, da, era făcut. Dar vedeți ce înseamnă aici la Bruxelles. Aici la Bruxelles, cu băieții de la Dinamo, ne-a spus, da, nu? Da, da, cu Dinamo, da. Dar vedeți cum gândeau oamenii atunci, chiar pe vremea lui Ceaușescu, deci plecați să aduceți lotul olimpic
care se întorcea cu medalii. Hai, domne, să le facem. Da, o să vedeți? Da. Așa s-au că putea gândit să vă trimită normal, adică... Da, da, nu știau, stați puțin, că nu știau nici ei că o să câștigăm. Că nu știau nici ei, că asta a fost făcută, ideea... uniforma a fost făcută mult înainte, adică nu mult înainte, am înțeles. Vreo două săptămâni, nu mult. Nu am mult. Înțeles. Sau probabil că știau că, suntem, da, probabil că știau. Dar a fost făcută special pentru ei, pentru, da, domnule, pentru cursa, da, respectivă. Da. Și nu le-ați mai folosit după aia. Nu, nu, nu. Adică a fost momentul ăla și atât. Atât, da. Da. Foarte tare. Cred că mai avem niște poze, nu? Că ne-ați mai trimis. Da, pe Constanța, când mi-a luat foc, când a intrat un pelican, a intrat în motor. Și vă dați seama că a luat foc motorul și a făcut urât de tot avionul și am aterizat pe, a oprit, cu Boeing acum, 737, și a oprit aici cu filmea la Verona, se făcea curse, Taromul făcea curse, da, la Verona cu rămânere și stăteam două zile cum ar veni și am întâlnit cu fiimea și hai să facem... Aveți nepoței? Și, da. Să vă trăiască. Și, nu, de rochie vorbesc. Ce acum credeți că erau pe rochia mea? Turnurile gemene. E, așa a rămas, da. De la New York era. Și am luat exact de pe Broadway. Știam New York mult, 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 mult. Îl cunoșteam perfect, fiecare stat de fiecare. Ce față tare de aici. Da, față de aici, de noi nu. Acolo știam tot. Nici n-aveam cum să mă încurc acolo pe străzi. Nu. Condițiile... Și cu metrou, nu mai vă spun. Ah, corect. Prima dată, păi aici la noi în țară, în metrou, eu m-am urcat după Revoluție. După târziu m-am urcat. Față știam de... metroul de acolo și de asta mi-era frică. Bine, nici n-aveam treabă cu... Mai sunteți acum legat în vreun fel? Adică mai urmăriți, nu știu, să vedeți cum e cu stiuardezele? Nu, nu mai nu, deloc, nu, deloc, nu, deloc. Nu, decât îmi povestesc că am așa de multe și acum, nu... Și acum când închid ochii, îl văd Părică Răducanu și cu Grigore, cu bărbatul meu, la o cursă, nu mai țin minte unde am fost cu ei și să-i duc. Amândoi erau negri, ce era Grică de frică. Soțul meu putea să meargă cu mine cu avionul să, la Pechin, la New York, să stea câte o săptămână. După ce a terminat cu echipa, deci după ce a terminat și cu echipa mare, cu de jucat, nu a vrut să se mai urce în viața lui în avion, deci stătea, nu plătea absolut nimic. Și ar fi putut, adică oricând. Dar de ce? De teamă? De teamă, de frică. Ar fi putut oricând. O frică de mor, da. Cât am fost obligat... Da, n-a avut ce face, ce dar fac. Acum zice, nu, pot să și New York-ul să mi-l aducă pe tab, că tot nimic. Nu mă urc în avion și n-a vrut să se urce. Vă dați seama ce... Adică, ce chestie, deci ce frică era, și decât să-mi sparg inima, să încede, dar toți erau așa, toți fotbaliștile era frică. La toți, majoritatea fotbaliștilor sunt fricoși de avion, au frica asta de avion. Adică bărbați pe teren? Nu, ce nu v-am povestit? Stați! Mircea Rădulescu, cursă de Moscova, n-am să uit câte zile avea, cu 18 ăla, cu elice. Și... se urcă și dânsul, mă vede ce faci, Laur, bine, ce face Bruno, bine, și să decolăm, mergem în cap de pistă, în cap de pistă ne întoarcem înapoi, că nu știu ce au găsit defect la avion. Coboară toți pasagerii, toți așa, îl repară și după o oră iară vin toți pasagerii, lipsea doar unul, a zis, zice, un singur pasager a renunțat la cursă. Cine credeți că a renunțat? Mircea Rădulescu, din cauza mea, că m-a văzut pe mine acolo și știa de mine tot. A zis, domnule, a scăpat de atâtea ori, acum cine știe ce se mai întâmplă. Foarte deci, tare cum asta. Să renunți ca să te duci tot, se ducea la Moscova pentru un jucător, nu știu, nu mai țin minte ce... Așa că m-a văzut pe mine. Dar din contră că eu cred că am adus norocul la toți care au fost cu mine, pentru că, da, asta vă e dor de momentele alea? Da. Adică dacă ar fi să o mai luați de la capăt, v-ați mai face nebunia asta? Da, normal. Tot la fel. Tot la fel. Chiar dacă știu că o să cad, chiar dacă știu ce va urma, dar e cea mai frumoasă, cea mai...
asta pentru că știu că am lucrat și tăian, mai uitați înainte. Da. Așa și știu ce înseamnă o muncă de birou de 8 ore să stai, să faci, să frești niște hârtii sau mai știu eu ce să faci față de ceva care îți place. Te uiți, înveți atâtea chestii. Am fost odată la, am văzut la Rangun, erau niște amărâți, să vedeți la Rangun. Rangun în Birmania, este o țară săracă, săracă, săracă și era singurul hotel care era unde erau și ambasadele, toate trei într-unul, toate erau în, să fie acolo, da. Să fie acolo. Și cei de la ambasadă ne-au spus, zice, doamnă, zice, să nu cumva să ieși seara afară, că mișună șerpii prin pom peste tot. Și zice, și vedeți ce mâncați, că tot așa, sunt serviți la masă, pe post de ciorbă, pe post de friptură, ce știu. A, când am auzit. Bun. La masă, meniu fix. Și vine cu o farfurie așa, cu un lichid verde și niște d-astea lungi verzi. Și întreb, ce e asta? Vegetable soup. Ok, vegetable. Îl mănânc. Am luat două linguri. Și l-aud pe un coleg de-al meu, capătul celălalt al mesei, că eram tot echipajul, vă dați seama. Zice, Lauro, știi ce mănânci tu acolo? Zice, zice, pitonul ăla care stătea ieri la soare și n-ai vrut să-l vezi. Cu o zi înainte fuseserăm la cea mai... la Ezia, la Kuala Lumpur, la cea mai mare grădină zoologică din toată lumea. Super, nu pot să vă descriu. Și la pești, la șerp n-am intrat. Era un culoar plin cu, când am văzut la primul un șarpe și cu o broască lângă el, am zis că leșin. Și m-am întors înapoi. Piloții, mai vină. Nu, mersi frumos. Ei, atât mi-a zis colegul, că în următorul minut m-am umplut de bube. Da, m-am umplut, Reacția. Stăteam trei zile acolo, mi-au dat o gură de whisky, n-am mai mâncat absolut nimic, timp de trei zile am mâncat numai ouă fierte și banane. Am fost singura care n-am avut nimic în avion. În avion toți făceau coadă la toaletă până la urmă, inclusiv ăștia din delegație, eu n-am avut nimic. Zic, ete, na, că totuși tot rău spre bine. Și asta povesteam. Și am fost de am văzut, zic eu, una dintre cele mai frumoase templu budist din lume cu... cupola templului e făcută din aur, acoperită cu aur, iar în vârf de tot, chiar să citiți astea, au cele mai, cele mai scumpe diamante, smaralde și fel de fel de pietre prețioase în vârful acelei cupole. Vă dați seama, și ei mergeau în cearșafuri, învăluiți bărbații de... Adică, așa, și eu fusesem înainte dimineața cu delegația și seara, hai să vă duc, să vă ducem să vedeți templul, că e foarte important. Și zic, Auro, de unde? Pentru că la intrarea în templu te descălțai. Când ne-am descălțat dimineața cu delegația, aveam un covor roșu pe care mergeam. Acum, seara, nu mai era nimic. Zic, cum adică să mă descalț, să merg peste tot? Asta e, m-am descălțat și am mers peste tot. Au venit liliecii pe lângă noi. Ce să vă zic? Dar acolo, v-am spus, dar templul acesta adică zic, au atâta bogăție, vă dați seama cât... Și totuși nu... Am înțeles că acum și-au schimbat numele, nu mai se numește Birmania, se numește Myanmaru. Și la capitala i-au schimbat denumirea. Da. Bine, dar tot așa sunt ei săraci. Au probleme mari. Da. Mii de mulțumiri că ați fost alături de noi. Probabil că vorba dumneavoastră mai ar fi vorbit... De fiecare dată când lumea citește. Dar să știți că lumea știe despre dumneavoastră. Adică s-a scris și s-a vorbit și în lumea însoțitorilor de bord sunteți așa talisman la o, adică, pentru că exact așa cum ați spus, ați adus noroc. Da, acolo, era cu în mine, momentul ăla, acolo vorbim și de noroc că e nevoie și de treaba asta acolo sus. Doamna Grigore Sărumână, încă o dată, mii cu de mulțumiri că ați fost alături de noi. Dragi prieteni, punem punct final aici. Da, așa cum v-am spus și la început, o persoană care a căzut cu avionul și care a avut atât de multe lucruri de povestit. Sunteți ca de fiecare dată la Vreau Să Știu Sport. Mulțumim pe repede înainte prietenilor noștri de la Orange, patru canale dedicate și de asemenea multe emisiuni extra fotbalistice, pentru că asta contează, nu numai fotbal, un site unde găsiți și știri actuale, dar și evergreen-uri, ca să spunem așa, și de asemenea o platformă
o aplicație pe care o puteți descărca. Mii de mulțumiri încă o dată și ca de fiecare dată nu uităm că cea mai rosită dintre toate zilele noastre este cea în care n-am râs. Toate cele bune, la revedere!